Eu așa am crescut, să fiu proasta dintre deștepți, toată viața. Nu niciodată deșteaptă dintre proști. Și ăsta, bă, ăsta de 8 ani de zile îi dădea ălea banii, deschidea ălea salon. Păi ce fel de bărbat ești, mă, nebunule tu? Toți care au venit pe lângă mine au venit pentru nume, influență, bani, putere. Atât. Atât. Frații Becali, ei doi alergau singuri. Și că toată terminau pe locul 2. De acolo a plecat șmecherie. Ok, bun. Înțelegi? Acolo a plecat șmecherie. Da, știi, apropo de cartea ta cu Nuțu, deci eu eram cu fane. Știi? Deci cum adică erai cu fane? Adică eram în același anturaj prieteni. Ah, ok, ok. Am crezut că erai cu fane. Nu, nu. Ok, închidem aici. Conceptul, trebuie să știi, se numește La Mijloc, pentru că te-am băgat la mijloc. Angel Damian este prietenul meu, regizor, scenarist și actor. Regizorul Vlad, serialul Vlad, și scenaristul serialului Vlad. Și conceptul e așa, tot timpul când avem un invitat, cel care e mai puțin apropiat, adică cum e el care de pe atâta cunoscut, prezintă chestii generale pe care le obținem, le luăm, facem o mică research, și cel care e apropiat vorbește un pic despre ce, după care începem. Perfect, când sunteți gata voi, începem și începem cu Angel Damian, care face o prezentare profi. Acea prezentare, da, de, pentru manualele de istorie, așa va fi menționată Ana Maria Prodan peste 30-40 de ani în manualele de istorie. Deci începem. Frumos. S-a născut în 17 decembrie 1972. A absolvit liceul Zoia Cosmodei Miasca, ea școala centrală de astăzi, și apoi facultatea de drept. La începutul anilor 90 începe să cocheteze cu mass media, scrie articole pentru publicațiile Ceau, Indiscreți, Ora. Apoi este prima femeie care a fost cooptată în echipa emisiunii Procesul Etapei de la ProTV. Practic, are. Prima femeie care a vorbit vreodată la un post de televiziune despre fotbal, am putea spune. Da. Mai târziu renunță la mass media și se întoarce la fotbal, direct în mijlocul jucătorilor, reluându-și meseria de agent FIFA. În 2008... a fost numită președintă la CS Buftea în Liga a doua, fiind iarăși singura femeie care a condus destinul unei echipe din Liga a doua. Apoi, tare, în 2009 a devenit președintele executiv al echipei FC Snagov, după care a activat ca general manager la Gloria Bistrița și general manager la Concordia Chiașna. În 2012 a devenit președinte executiv la Ucluj. Ana Maria Prodan a făcut al doilea, cel mai mare transfer din istoria României, Nicușor Stanciu, 10 milioane de euro. Tare. Apoi, în 2012-2014, a avut, probabil că toată lumea știe, celebrul reality show Prodanca și Reghie pe Euforia TV, timp de 6 sezoane, nu? 7. 7 sezoane. 7 sezoane, bun. Deci, am primii 7 ani de acasă, unii copii au crescut practic cu toate, da, exact, sezoanele. Exact. De la început, de la țâță până la final, au avut. Apoi în 2017 semnează un contract de moderator cu televiziunea ProTV pentru emisiunea Gospodar fără pereche, pe care o aruncă, bineînțeles, lider de audiență. A lansat și o carte audio autobiografică, da, sunt cea mai bună. Iar în 22 noiembrie 2021, Ana Maria Prodan s-a relansat în industria audiovizualului, s-a alăturat trustului Realitatea, preluând conducerea editorială la două posturi, Realitatea Sportivă și Realitatea Star. Asta așa, un soi de biografie... Pe scurt. Foarte pe scurt, pentru că ar fi foarte trebuit să stăm vreo 2 ore și jumătate să începem să citim. Am aici premii, managerul anului 2014, 2013, 2012. N-am de ce, adică... Dar eu aș putea să fac o prezentare mai scurtă, dar mai cu suflet. O cunosc pe Ana Maria Prodan. Am aici data, din 6 decembrie 2018. Am cunoscut-o unde altundeva decât la un eveniment monden, la Marriott ne-am cunoscut. Și o să vă pun mai târziu care este și primul mesaj pe care ea mi-l dă pe WhatsApp pe 3 mai 2019. O să vă spun mai târziu pentru că mesajul este... Nu cred. Vă jur, am totul aici. Eu nu șterg niciodată nimic. 3 mai 2019, un mesaj pe care o să-l comentăm mai târziu. Dar în premieră vă spun că am simpatizat-o de la început, de când am cunoscut-o, pentru că eu sunt genul de om care nu prea vreau să pun etichete, pentru că sunt pățit, sunt stan pățitul, și am simpatizat-o de când ne-am cunoscut, am ținut legătura de atunci și chiar ne-am împrietenit. Și Ana Maria Prodan este un om foarte mișto, un om care a intrat acum într-un proiect TV despre care o să rog pe ea să vorbească, dar din care vă spun în premieră că o să fac parte și eu, doar din plăcere, adică efectiv o să mă vedeți într-o
într-un context TV, cu Ana Maria Prodan. Vorbim mai multe cu Ana. Bine ai venit, Ana, mulțumim! Vă mulțumesc că m-ați invitat, mare onoare! Mulțumim. Sunteți, exact cum spuneam, sunteți primii la care vin și m-am gândit mult că... Mă gândeam așa că Codine Cârcotaș, așa zicea lumea, domne, nu te duce, că te face zob. De unde, mă? Unde? O să vezi, faci față. Te-am văzut în schimb la Denise Rifai și ai făcut față. O să te rog să vorbești, ia vorbește mai aproape de asta, să vedem dacă... M-auzi așa? A, e mult mai bine. Te auzeam și așa, da? E mult mai bine. Te-am văzut și la Denise Rifai, ai făcut față acolo și e o emisiune acidă la Denise Rifai, nu e... Întrebări roșii. Nu e pe prietenie ca aici. Da. Noi suntem o emisiune, spune Ana Maria, care noi suntem o emisiune care într-o lume care vânează celebritatea, noi analizăm succesul. Adică noi vrem să vorbim despre super succesul ăsta pe care l-ai tu în cele fotbal. Două merg de cele mai multe ori mână în mână, câteodată mai puțin. Avem oameni care au succes, dar fără să fie cunoscuți sau celebri sau de notorietate. În cazul de față, evident, cele două au mers mână în mână. Adică ești și mega famous. Da, cea mai cunoscută femeie din zona sportului, îmi permit să zic, că fotbalul este sportul rege și indiferent câte alte sportive de performanță am fi avut, în zona de management nu a existat nimeni care să aibă vizibilitatea ta și o femeie foarte de succes. Și asta ne dorim să înțelegem. Și e frumos că promovați așa ceva, că până la urmă lumea s-a săturat de boarte, știi? Asta vreau să spun. Chiar sunt curios. De exemplu, vreau să întreb o chestie clară. Mai este și altă femeie pe care eu să nu știu, dar mai este măcar o femeie care încearcă, care că știi, mai cunoști femei în lumea asta? În România. După mine a venit o domnișoară mulatră, foarte drăguță, cu soțul fotbalist, Loret, care mi-a și scris la un moment dat eu că mă admiră foarte tare. Și că își dorește să facă meseria asta și chiar am încurajat-o. Că pentru mine nu există, asta este meserie pentru bărbați, asta este meserie pentru... Loret? Nu Loret, Loret pe care o știi tu, Loret altă... Iartă-mă, dar eu, adică Loret mulatră și este manager de fotbal, wow! Gando sau ceva, nu, okay. O confuzie de nume, eu am crezut că cea Loret. Nu. De la Antena Stars, care e tot timpul pe Antena Stars. Nu, este o tipă care este căsătorită cu un fotbalist de culoare. Ok. Da. În general sunt genul ăsta de manageri. Ați văzut că au mai fost soția lui Icardi. Adică doar să le verifice puțin contractul, că rămân bani în familie. Ok, da. Știi? Corect. Adică managerul aduce banii tot acasă. Tu ai dus-o cumva next level, adică tu n-ai manageriat doar familia, ca să spun așa. Adică nu, eu am făcut istorie. Eu mi-am dorit să fac istorie și eu așa am crescut. Să fac istorie oriunde am intrat. Știi? În orice... Dar care a fost gândul inițial? Vreau să fac istorie în fotbal sau pur și simplu îți plăcea fotbalul atât de tare? Nu, am jucat fotbal eu. Deci eu am fost băiatul lui tata. Am înțeles. A fost o tragedie când m-am născut fată. Nu, tot ce se cumpărase era de băiat. Și așa și rămas. Am proporție de 90% apucături și haine de băiat și fac tot felul de chestii pe care bărbații le fac. De asta mă simt foarte bine între bărbați. Nu, sincer, nu găsesc foarte multe subiecte. Atunci, bine ai venit. Bine ai venit. Ca să zic așa, dacă tot e foarte bine, Doamne ajută. Doamne ajută. Bun, vezi, uite, beau whisky. Așa am băut dintotdeauna și am apucături așa, dau cu pumnul masă că nu-mi convine și mi s-a părut că era penibil să rămân fata Enelei Prodan. Că am crescut într-o generație unde toate vedetele timpului aveau copii răzgâiați. Că așa era, da, știi? E și normal. Gata, normal, la cluburi în fiecare noapte. Nu prea făceai nimic pe vremurile alea. Dacă mi-aduc aminte, am pierdut vreo câțiva din viață cu... Dar nu-mi pare rău. Nu, dar e același lucru. Și eu sunt copil de bani, gata. Adică, exact, uitându-mă la viața ta, tu ești mai mic decât mine. Ce ani? Nu, eu am 41. Bun, bă, ești mult mai mic. Da? Eu fac 50. Ah, da, că a citit ele. Bravo. Erai născut în 72. Bravo. Ah, bravo, eu sunt în 80. Da, s-a crezut. Eu sunt mai mic, sărumână. Da. Deci, eu uitându-mă la viața ta, îmi revedeam viața mea.
nu mă interesa ce vorbea lumea, aveam bani, îmi făceam bani singură. Oarecum diferit, că tu ai prins exact... Eu am prins cea mai mare nebunie. Da, 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 și totuși perioada de tranziție de la o vârstă la care deja puteai să, adică aveai 18-19 ani. 18, da. Da, și atunci el totuși a intrat mai deja în capitalism, el e un băiat da, al capitalismului. Da, da, era mai târziu, dar într-adevăr, bani am avut. Da, da, vezi că noi am făcut, noi, generația asta, 72, noi am deschis drumurile. Da, 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 da. Adică voi nu v-ați distrat niciodată, nici măcar o unime din când ne-am distrat noi. Serios să zic. Nu știu dacă, adică sunt totuși 8 ani între noi, nu e? Asta e mică, asta e mică, asta are 30 de ani în cap. Asta da, ok, asta n-a prins nimic. Nu, ok, da, 8 ani. 8 ani. Zici tu că e 8 ani contează, nu? Eram în clasa a doua când te nășteai, ce ai? Da, mă rog. Adică deja eram, deja făceam business. Nu, hai să o luăm în cluburi. Eu primul meu club a fost Karma. Tu ai fost, tu ai prins Vox Maris? Ca și o luăm. Prins Vox Maris? Deci tu ai prins Vox Maris, eu sunt de la Karma. Da, vezi că eu am prins înainte de Vox, l-am prins pe ăla de prin regie. Am prins cluba. Am fost și eu la Dumas Max, nu știu ce. Ai fost în cluba? Am fost așa, că a rămas o chestie, da, a rămas așa o chestie, dar nu. Asta e clar, deci înainte de Karma, Vox Maris. Eu, Vox Maris era închis total când am... La cercul militar prima dată, Voxul Mic. Ok, Voxul Mic. De acolo a plecat, și mecherie. Ok, bun, acolo a plecat și mecherie. Da, știi, apropo de cartea ta cu Nuțu, deci eu eram cu Fane. Știi? Deci cum adică erai cu Fane? Adică eram în aceeași anturaj prieteni. Ah, ok, ok, am crezut că erai cu Fane. Ok, închidem aici. Da, da. N-am vrut să, da, să închidem. Nu, prieteni, adică la aceeași masă. Cine făcea prima scandalul? Eu. Ah, era un fel de săgeată, cea Fane. Începe tu ca să... Știi de ce? Nu, pentru că eram fata cu bani. Toată lumea știa cine sunt. Eu n-aveam nevoie de niciun bărbat. Nimeni n-avea voie să vorbească cu mine. Că dacă vorbea cineva cu mine și dacă și luam o gură, două de whisky, era spectacol. Wow. Deci eram genul ăla de buddy, știi? Prietenul lor cel mai bun. Și dacă nu-mi plăcea ceva, uite, și tu dacă vorbeai acolo, dacă cineva, tu prietenul, da, vorbea cineva pe nas, mi se părea mie, începea scandalul. De la mine. Dar cum, stai o secundă, cum începe, adică te certai, ridicai tonul și imediat intervenea oia, nu? Adică nu dădeai în el. Păi până să intervine, dădeam eu prima, păi cum mai așteptam? Păi ne-ai văzut am apucăturile astea știu de copil. Știu că mai ai, mi-ai povestit, da, niște lucruri mai și văzut. Îți dai seama că se termina acolo, că n-aveai, adică odată era și Fane în spate, plus că era femeie, nu dai într-o femeie niciodată. Cum, dacă ea doar ridica tonul un pic și ăia săreau, sau dacă ea apuca să și așa. Păi nu, că până se dezmeticea lumea, era terminată bătaia. Am înțeles. Două, trei sticle sparte și aia era. Deci erai cu Fane cumva la masă. Și cu Sandu Ghingheru, cu ei erau băieții atunci cumva de la Vox. Eu așa am crescut cu, dacă ți-aduce aminte, și tu l-ai prins, acum este în America, al lui Ion Marin, Fane. Puștiu, care era fotbalist, cu Capone, cu toată lumea. Nu știu așa bine pe toți. Da, vezi, eu am prins generațiile vechi, noi eram prieteni. Da. Eu stăteam pe Bulevardul Dacia, era Piții Diamandescu, avea anturajul lui. Da, pe Diamandescu îl cunosc. Da, el avea anturajul lui. Că mai apropiat de ăștia, Zegheru. Deci prima oară când îl văd pe Codin blocat, când calculatorul lui... Da, eu caut, Diamandescu știu, pe Diamandescu știu. De societate, pur și simplu, a dat cu virgulă. Într-o dată... Bine, eu dacă îți povestesc anturajul meu, nepoatele Mihai Elei Ceaușescu, Călin Andrei, da? Băiatul lui Ștefan Andrei, fostul ministru, adică noi eram altă generație adevărată. Nu? Da, aia cumva era și protejat față de... Adică tu puteai să umbli cu Fane fără să ai vreo teamă că la un moment dat Fane să zică, bă, ceva, hai că... Dar nu, știi ce? Eu așa am crescut, nu mai între bărbați. Pentru mine, ți-am zis, să vorbesc cu o femeie despre haine, despre... Ideea este următoarea. Eu, de exemplu, am avut o chestie mult mai graduală. Eu când mergeam la Karma, eu mergeam până la Karma și nu știam dacă intru sau nu. Era Marianu Cigașu care deschidea așa un chepeng la ușă. Da, da, da. Bă, deci era ușa de fier și ăla, Marianu Cigașu, doar deschidea așa, se uita așa, încerca să uite și cum sunt îmbrăcat, da. Și câteodată zicea da, câteodată zicea nu și plecam acasă. Că n-aveam să mergem în altă parte. Aia era clubul. Nu, și la mine închidea, era... Bă, asta spun tu, erai bine. Iar eu, de exemplu, altă ușă se deschidea numai cu chepeng. Nu mai era pe da, direct aia, da. Ei, iar la mine Nuțu și Sile și alții ca el erau așa, îi vedeam pe acolo și mi-era frică să nu, eu voiam să nu mă observe.
Știi? Adică treceam așa pe acolo și speram să nu zică, băi, ia vină, știi? Să-mi fac o din asta. Vezi că de mâine ai să ne aduci sau să se întâmple ceva, știi? Adică tot imaginam scenarii cu unuțul și cu zile. M-am ferit de ei cât am putut, nu? No, eu am avut chestia asta și niciodată nu m-a interesat ce vorbea lumea. Domne, Ana Maria Prodan umblă cu Bebe Cămătaru. Umblă cu... Pentru mine au fost frații mei. Și niciodată nu m-am dezis. Cu nuțul te știi? Dar cum să nu? Da? Cum? O să-l întreb. Ia întreb. Da, da, acum al bine. Nu știu, te pun să aici. Da. Dar Bebe este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, de familie, adică frați. Ok. Pe mine nu m-a interesat că eu eram Ana Maria Prodan și trebuia să am numai prieteni de genul ăsta. Nu, să știi. Toți prietenii mei au fost foarte săraci din copilărie. Prieteni care au rămas lângă mine întotdeauna. Ăia sunt singurii care n-au trădat. În rest, toți care au venit pe lângă mine au venit pentru nume, influență, bani, putere. Atât. Atât. Okay. Dar am știut de mic. Da, dar am știut cumva. Și eu am, sunt, avem același blestem slash binecuvântare. Că nu putem să, nici nu putem să ne plângem acum că vai ce greu e pentru copiii de bani, gata. Nu. Eu am învățat... Plângi pozitive, da? Dar, uite, pe mine, maică mea m-a învățat așa. Mi-a zis, mama, nu există prieteni decât dacă sunt de același nivel cu tine sau mai mari. Și de ce? Pentru că n-au ce să-și ceară. Pentru că aveți la fel. Când unul este sub tine, întotdeauna omul ăla o să aibă, mamă, uite ce are asta. Și așa este. Și am văzut, uite așa, am urmărit toată viața mea. Dar eu am învățat și nu mi-e rușine să spun și spun întotdeauna, să mă folosesc de oameni, cum și alții s-au folosit de mine, să-mi văd de drumul meu și toată lumea este mulțumită. Cred că, adică, aș vrea să... Există pentru mine excepții care confirmă exact regula pe care ai anunțat-o așa. Am un prieten, de exemplu, pe care l-am cunoscut în prima zi de facultate. Mult mai, nu aș vrea să zic sărac, dar mai puțin bogat decât mine, să așa, mult, și cu care sunt prieten până în ziua de astăzi. El ne spune pe 4 octombrie, eu pe 5. Excepția este... care confirmă regula. Am și eu. Am și ziua de astăzi lângă mine. Asta vreau să zic. Sunt câțiva care efectiv puțin... nu au avut același, bă, au acceptat și erau cu zâmbet. Se bucurau că am eu. Și se bucurau, ziceau, bă, ce bă, dar aș vrea să ai mai, să ai, nu știu, pentru că și știau, bă, suntem lângă tine și ne e mai bine și nouă dacă ai tu copul. Nu e ca și cum, știi? Eu asta le spuneam în glumă, așa, celor care știam că da, fierbeau. Băi, bucurați-vă că nu o să ajungeți la nivelul meu niciodată, dar dacă stați lângă mine, aveți și voi. Adică erați, eu plăteam. Da, eu și dacă, de exemplu, cu tine nu stau de bun, dar aș vrea să fii cel mai mare manager de fotbal din lume. Pentru că, într-o bună zi, bă, măcar pe Ana Maria aș putea să o sun, să am șansa, măcar l-am dat să-mi dea un WhatsApp înapoi, să-mi dea un reply. Dar alți băieți de afară, nici măcar nu, adică... Eu așa am crescut, să fiu proasta dintre deștepți, toată viața. Nu niciodată deșteaptă dintre proști. Deci ai vânat să fii așa. Deci te-ai dus tot timpul în liga următoare și ai mâncat acolo până te-ai mutat la liga următoare. Mi-am planificat de când mă știu fiecare pas. Playboy. Am știut de ce, toată lumea, dar de ce, dar n-ai nevoie, ba da? Pentru că eu știu clar că în momentul în care apar în Playboy, semnez tot ce vreau, ca jucători. Și așa s-a întâmplat. Asta, jur că dacă m-ai fi întrebat atunci sau acum, dar n-aș fi știut exemplul ăsta și aș fi zis nu, că o să te desconsidere jucătorii ăia la care o să te duci. Adică ăia o să te privească ca, da, ești foarte bună, dar sigur nu te duce și capul, nu știu. Păi știi cum, probabil în mintea fiecărui bărbat era, mamă, merg și eu cu ea. Și era fire și mă bucuram foarte tare. Și oricum la vremea aia să fim Playboy era sumum, adică nu, a, da, nu exista, nu aveai acces la altceva, nu era Instagram, nu, era o altă abordare, adică eu făceam regulile, nu venea cineva să-mi spună te îmbrac în, nu știu, latex. Și Playboy a fost, din punctul meu de vedere, bine manageriat, însă și de la început, a început cu Dara Săvuică, adică a început cu o doamnă foarte mișto, foarte respectată și respectabilă, adică nu au pus o amprentă din asta negativă, ceea ce e corect, dar pentru jucători mă gândeam că din potrivă, că jucătorii de fotbal. Nu, orice bărbat, mă. Bărbatul este vânător și așa este firesc să fie. Dar trebuie să aibă creier, știi? Că în momentul în care tu îți place o femeie, te uiți la ea, dar vezi dacă e loc sau nu să te apropii, nu? Că nu te arunci așa cu capul înainte când vezi, da. Mai și știi că 100%. Ești pericol. Eu cel puțin da, totdeauna asta am făcut, mi-am analizat bine momentul și am acționat doar în momentul în care Asta trebuie să vezi, că femeile au slăbiciuni, vezi momentul când e, eu știu cum ai reacționat tu mereu și cum ai reacționat, am urmărit la mine tot timpul a fost timing, asta, n-am avut altceva, decât am avut, am stat așa ca o mangustă de aia mică și pavărâtă și pacă, acum e momentul, știi? Asta e aici vorba de timing, atât, n-am avut altceva. Așa am știut eu. Pe lângă nuțul erai iguana, cu femeile erai o mangustă.
gust. Da, da. Ți-ai găsit tot felul de animale. Timing, de... timing, da, da. Timing, frate, da. Deci pe timing. Dar spune-mi, te rog, eu nu mă pricep foarte bine la fotbal și o să spun asta așa, dar te voi întreba tot felul de chestii legate de succesul tău la asta. Mai există, bun, am lămurit că în România nu există alți manageri decât foarte așa, femei. Dar ești și cel mai mare impresar, da, din toate punctele de vedere, nu doar dintre femei. Că eu nu știu altul, mai sunt unii mari complet în România? Mai cunoscuți de atâta, sigur nu. Sunt punctul meu de vedere. Frații Becali, nu? Da. Care sunt cunoscuți cumva. Adică a, frații Becali, dar frații Becali au pierdut tot, pentru că, hai să o luăm foarte corect așa, tu știi cum vorbesc eu. Frații Becali, ei doi alergau singuri și câteodată terminau pe locul 2. Adică era genul ăsta, știi? Adică, da, când nu ai concurență, e greu să spui, dom'le, sunt cel mai bun. Bine, nu, e singur, erau singurii pe piață. Da, da, corect? Ok, bun, dar... erau cei mai buni. Sunt, adică... Urma da, este mare pe care au lăsat-o. De ce? Pentru că nici nu conta că erau singurii. Erau ei, făceau ei toate transferurile. Aveam fotbaliști mari. Aveam Hagi, aveam Gică, da, Popescu, da. Adică nici nu, da, trebuia să vină nimeni, nu? Da, da, când ai ca la noi, când ai conținutul bun, da, te caută ea, te după tine, nu te duci tu la normal, ei, știi? Te caută ea. Nu vă spărați, da, cum facem? Păi... cu toate că asta este o artă să vinzi, că te caută cu toate, spui, băi, eu îți dau pe paharul ăsta un leu, du-te bă de aici, eu vreau 5 miliarde de lei, adică la modul ăsta se negociază. Dacă ai talent, atunci poți să vinzi pe milioane. Da, eu am vândut pe milioane. Nu? Tu ai zis al doilea numărul 2 ca transfer în istorie. Nu, mă, sunt numărul 1. Transferul lui Denis Mann, care a venit după transferul lui Stanciu, este făcut de mine. Dar a judecat și preluat din mers de altul. E ok, am da? În perioada cine aia... Cine l-a făcut ăla? Eu. Nu, ai zis că l-a preluat altcineva. Cine l-a oficializat? Cine l-a... păi l-a oficializat... cum îl cheamă? Capatos. Capatos la orice. Dă-l în coace. Capatos. Capatos a fost primul nostru invitat, deci e numai bine. Da, uite, Dane, timing-ul. Dan, te pup, suriorule. Ana Maria Prodan este invitată la mijloc. Ca să știi. La mijloc. Poți să dai pe speaker. Adică, frățioare, Codin sunt. Cum îți spuneam, Ana? Da, da, este în București. Se miră că ești în București. Da, iată, că ești în București. Stai așa, stai să-mi dau, stai. Stai, uite, punem așa, te-am pus ești pe speaker, să Dane, nu vorbești urât. Te nu ba da, vorbești urât că ești pe YouTube. Merge. Sunt la da, mijloc, suntem, da. Suntem în direct. Unde ai fost tu în premier? Adică tu ai fost primul invitat, da, așa, la mijloc. Și ea este acum băgată la mijloc. Suriorule, cine este cel mai frumos manager din lume? A, frumos? Asta e simplu. Hai, să vezi. Aia, cum o cheamă, mă? Mă, că vreau să-ți dau foc. Bine, mă, zi atunci, care deci e o doamnă? E o doamnă, efectiv, altă doamnă? Româncă și ea? Nu e româncă, două doamne. Nera, Vanda Nera. Vanda, mă, Vanda, nu ți-am povestit. Păi nu e nevasta lui ăsta. Da, a fost balisului, ți-am povestit. Da, am înțeles. Deci îți place Vanda. Deci cea mai frumoasă e ea. Dar cea mai de succes, cine e? Haide, mă, că nu dai seama că sunt întrebări, dar alea retorce. Retorce, păi vreți să te auzi încă, da. Te țin aproape de microfon, Dane. Da, sunt cea mai bună. Da. Ai văzut cartea? Păi da. Ia, cine a scris cel mai frumos text în carte? Da, mă, el, Capatos, da, frumos, frumos. V-am mai zis eu. Plângea și caii de la tricu. Suriorule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ne întoarcem la asta. Spune dacă vrei să o dau înapoi, poate vrei să o întreb ceva. Te sun după, Surior. Nu, am să-i propun ceva, roagă să mă sune când... Da, 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 te auzim. I love you. Rămăsesem la te-a întrebat Codin dacă ești cea mai... Da, sunt cea mai bună. Cea mai bună. Din lume. Ești numărul nu din România. Ai spus din România, am lămurit-o că din România. Nu, mă, nu din România, între femei întreba. Și acum întreba dintre toți manageri, dintre toți impresarii. Vorbim la nivel mondial, da, dacă pui numele meu, că așa verificăm, dacă pui numele meu pe Google, atunci tu o să vezi în tot ce înseamnă țară care iubește fotbalul de pe pământul ăsta, o să vezi că sunt articole despre mine, doar despre mine. Dacă îl întreb pe Florentino Perez, cine e Ana Maria știe. Prodan? Știe. Păi normal. Asta da, e. M-a părut regina fotbalului, mare, uite așa, în cea mai importantă revista lor de sport. În marca, în AS, în care... În... Stai puțin că spun acum că... Nu te uita la mine, eu nu știu nimic despre asta. Mi-e și rușine să întreb cine e Florentino ăsta. Președintele Real Madrid, mă. Este o revistă pe care eu am primit-o, nici nu am primit-o, mă uitam și eram foarte încântată, dar uite, chiar o să ți-o trimit pe WhatsApp ca să o pui, să o vadă lume. Să vezi ce frumos. Da, 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 că noi punem și aici, punem, sus. Da. Punem.
Da, deci din România e clar. Eu știam într-adevăr și de tine. Atât știu, nu știu alții, dacă mai sunt alții. Știam de frații Becali, care erau cunoscuți și așa mai departe. Manager, și tu. Sunt atât de mulți jucători și acum o ieși pe ligi. Eu, de exemplu, da, mie mi-e drag și eu n-am mâna dreaptă. Un ajutor, doi tipi. N-ai o firmă, o companie. Ba da, nu am, dar numai eu fac totul de la A la Z, pentru că nimeni nu vrea să vorbească cu, decât cu mine, cu Ana Maria. Te rog să mă ierți dacă e, că uite, ții mâna pe asta lui. Cineva, ori tu, ori Adi, mi-a zis că ați avut o firmă la un dat împreună. Da, nu mai știu dacă tu mi-ai zis sau Adi el mi-a zis. Nu, Adi. Adi era jucător la Fiorentina când m-a sunat și era așa o chestie. Deci eu toată viața am urât să mă aleagă cineva. Un bărbat să mă aleg. Eu mi-am ales singură bărbații toată viața. Deci n-am suportat te referi și în plan amoros și în plan sportiv și în toate planurile bune. Stai mă puțin, dar e mișto să te sună unul ca Adi Mutu să zică, bă, îmi doresc să mă reprezinți tu. Adică, nu, frumos și așa. Păi nu, era prea trebuie să alegi era tu numărul tot unu atunci. Păi asta spun. Pe meserie, când Adi m-a sunat și mi-a zis, sunt Adrian Mutu și aș vrea să stăm de vorbă, toate gagicile din țara asta trecuseră pe la Adi. Da, da, da. Și eu întrebam, băi, da... A făcut mult, Adi. Da. Și eu tot de-aia întrebam, băi, da... Nu, niciuna din ele nu l-a impresariat mai departe. Întrebam, băi, da, zic, cui e Caterin, că zic, cum mă sună pe mine Adi Mutu așa, nici nu mai sunt vreo tinerică, nu mai sunt la 18 ani. Da, ești Adi, bine, mai la revedere, închid. Dar nu te-ai gândit că te sună pe meserie, nu pe gagică reală? Nu, dar am crezut că e el. Că noi eram toți la masă, uite așa, Caterinca, și înainte să sune, știi, da, timing-ul. Da. Băi, Adi Mutu a fost cu nu știu cine, ai văzut? Da, păi Adi Mutu zic, e cu toată lumea, zic, ce dracu, sunteți nebuni, zic, asta mai trebuie să... Păi poate te sună pe tine. Bine, mă, asta ar fi ultima, să mă sune Adi Mutu pe mine, că mă știe cum sunt. Și în momentul a sunat Adi Mutu, care chiar, bă, tu înțelegi? E parte făcută de la masă, adică ai zis... Păi, păi l-am zis ăstora, băi, dacă nu vă liniștiți cu asta, mă ridic și plec. Și Adi sărac cu tot suna. Eu chiar vreau să fac un cartel al impresarilor. Bine, mă, stai o secundă. M-am uitat pe număr, am copiat numărul, l-am dat cuiva de la presă. Băi, ia vedeți, verificați-mi și mie numărul ăsta, al cui e. Normal. Îți dai seama, că eu nu vorbisem cu el, n-aveam treabă, nu știam vocea, n-am... Și bineînțeles era Adi Mutu. Stai-mă puțin, acum stai că acum îmi convine, că deja a început să războiul cu familia Becali. Zic, stai puțin că omul gândește ca mine. Război între ghilimele, nu? Era o competiție între tine și frații Becali care, mă rog, făceau aceeași lucru. E o competiție, război cu urmăriri, noaptea cu mașinile, cum? Eu război, nu, război. Nu cred așa ceva. Da, cu scandaluri pe la copii, pe la școală, cu înjurături, cu bodyguardul președintelui României Iliescu pe vremea aia. Pentru că v-ați dat cumva la joale, cumva... Pentru că am semnat toți jucătorii. După ce am pozat în Playboy, am semnat tot. Tot ce avea echipă națională, Mircea Rednic, antrenor, Andone, antrenor, tot. Tot. Dar, între timp, știi cum e? Că una este, bă, e una care arată bine. Arătam de leșinai atunci. Deci eram în sală toată ziua. Când am venit în România, venisem din America... Frumos, în seasă, văd ce fac eu acum aici. Eu nu mai știu cum. Eu cred că arăs mai bine acum. Nu, atunci eram sculptat. Atunci da? Eram de leșinai. Nu știu, nu mai țin minte. Eu aveam colecționar de Playboy, dar nu mai țin minte. Dar așa ca look îmi place mai mult acum. Și părul și tot. Atuncu erai cu părul ăla cu palmierul, nu? Erai cu cusea. Da. Nu, mai. Unde era moda? Era altă. Știu. Și eu era. Dacă mă vezi pe mine, eram îmbrăcat de sus până în picioare, de cap până în picioare într-un imprimeu de ziare. Adică eram ceva, nu pot să mă la poze cu mine de atunci. Eram un grozitor. Adică și cine mai era ca mine și trebuia și atitudine să porți părul așa. Nu era da, nu, din toate punctele de vedere. Personal, adică erai... Și era un element exotic din toate punctele de vedere. Da. Adică într-o țară care e profund misogină, patriarcală, în fotbalul care este sportul rege, vine cineva care arată demențial apozat în Playboy și zice, ăștia, stai mei. Păi nu mă, da, exact așa am zis. Și noi doi suntem frații Becali, cam cum reacționăm. Păi îți dai seama că toată lumea primea ta zâmbit. Am crezut că a făcut și ceva, cumva, nu știu, un pic, nu-mi vine, nu ilegal, nu imoral, adică că ai făcut ceva și care să-i deranjeze real și care nu se face. Pe ce să nu? Asta e competiție total loială. Nu, am refuzat să lucrez pentru ei. Adică eu am întotdeauna, eu cu cel mai mare dușman al meu, dacă e deștept, este lângă mine la masă. Pentru că știu că fac bani. Nu mă interesează altceva. Mi-e mai bine să fie lângă mine, că pot să-l urmăresc mai îndeaproape, știi? Da. Dar, nu, cum? Eu m-am născut Ana Maria Prodanu. Eu am avut bani toată viața, mama era Dumnezeu, nu?
pe meseria ei, mama era Dumnezeu, mama era așa, o ținea pe Nicolae Ceaușescu în palmă, o iubea de, numai ea cânta, mama a fost cântăreață, da? De muzică populară. Mama era profesoară de istorie geografie, adică stai și mă uitam așa, bă, stai puțin că eu sunt altceva, nu sunt ce vedem așa prin oraș. Deci asta a fost efectiv în război, da. La modul așa, te-ai simțit vreodată, nu știu, amenințată în vreun fel sau adică... Dar am fost în ambasadă, eu sunt cetățean american, am fost în ambasadă și azi, îmi urmărește familia, mă, tot. Păi când am văzut, și cum e, că toată lumea se trecea de cur înapoi. Hai, doamne, să vă împăcați, ce să mă împac, mă? Păi cu cine? Păi cum s-a născut cineva pe pământul ăsta să-mi facă mie probleme copiilor? Păi te-am mor cu ei de gât, eu mor înainte și gata. S-a terminat. Bine, și ea venea dintr-un... Na, era la masă cu fan expositor, adică da, nu, da, nu știu da, dacă... Nu putea să dea înapoi, nu putea să facă pasul înapoi. Ea are suflet de bărbat. Are suflet de bărbat. Dar știi cât am pierdut în viața mea că n-am făcut niciodată pas înapoi? Din, uite-te și acum. Eu am deschis războaie pe toate fronturile. Singură. Și mă întrebau toți, bă, dar mai reziști? Bă, dar o să te atace toți. Du-te, bă, de aici. Păi, și mă lipesc de perete și știu că nu e nimeni în spate și eu mor pe toți. Nu. Așa am crescut. Pentru că ai și dezvoltat, da, asta vorbeam la un moment dat cu iubita lui Angel și cu Angel, că spunea că el e mai puțin, eu sunt, am obrazul ăla gros pentru că l-am dezvoltat, am fost, m-au atacat toți, aia și acum duc, știi, adică sunt ca Bruce Willis, sunt greu de ucis, știi, adică e greu cu mine, știi că... La mine știi cum e când m-ai omorât, când m-ai pus la pământ, mă ridic de 10 ori mai puternic, da, atunci e pericol la, cu mine. Eu nu neapărat câștig, dar sunt greu de ucis, greu de ucis, știi, adică... Nu, mă, eu am o vorbă, eu și gândeam cu de bucătărie, da, cel mai greu de... de bucătărie, știi, greu de ucis. Nu, eu n-am pierdut niciodată nici măcar o bătălie în viață. Deci e clar că n-am cum să pierd un război cu nimeni. N-ai pierdut-o niciodată. În sensul în care nu te-ai simțit înfrântă, dar probabil... Nu! Nu, nimic? Nu, niciodată. Deci după tine, niciuna din bătăliile tale... Niciodată. Că au fost... Nu. Mie asta mi se pare extraordinar, să n-ai pierdut nicio bătălie. N-am pierdut niciuna. Da, eu am pierdut la bătălie. Dar eu sunt omul care recunoaște. Pe parte de acolo, pe parte profesională, niciodată. Nici măcar un război de etapă, așa, să zici, băi, nu știu, a fost războiul de 100 de ani și în 25 am fost mai... Nu. Ce spun, dacă n-am pierdut bătălia, că războiul... Da, războiul. Nu, mai multe bătălii. Dar spune-mi, te rog, cu frații Becali, am înțeles că ai un proces și acum, pe... Nu știu, pe rol sau... Pe nu. Sau nu, nu, cu ei nu. Nu, păi nu avem ce să împărțim. Cu ei acest război s-a terminat. Păi, când m-am dus la ambasadă? La ambasada americană? Cetățean american? Viața amenințată? Ce se întâmplă? Abar n-am. Nu știu să-mi spun ce se întâmplă, FBI. Că fiică mea e cetățean american. Și vreau să-i spun și eu, tati, dacă e ceva, no, te duci deci acolo. Nu te atinge nici vântul, nici pământul și dacă te atingi, s-a murit instant. Simplu. Păi ai văzut vreodată? N-ai văzut fiecarul pe trotuarul lui. Am înțeles. Nu, adică eu sunt omul care nu fac prădueli niciodată, sunt recunoscută, toată lumea știe, da? În viața mea am trecut prin niște episoade, dacă fac volumul 3 din carte e șoc, deci cartea ta nu se mai vinde dacă scriu eu toată viața. Da, o să vorbesc cu Nuțu, să plecăm în pribegie undeva, să stăm liniștiți o perioadă, băi, scoate Ana Maria, hai să o dată, știi că până acum mi l-am scris singură, știi, apropo că Zoia Cosmodimianscă, am terminat liceu de filologie istorie. Deci și pe vremea mea nu exista că nu înveți, că mai... Da, era un liceu foarte bun, era cel mai bun liceu. Cel mai bun liceu. Da, era și pentru că erau foarte mulți în perioada respectivă. Toți copiii, da, copii, da, copilul Păunescu, Adrian Păunescu. Oreste, Roman, toată lumea a terminat acolo, Anca Alexandrescu. Da, da. Dar nu, noi învățam și învățam cadra aceea mare. Adică, eu, de exemplu, mai făceam nenorociri, că eram... Când auzeau părinții de mine cu Ana Maria, le stătea inima, îți dai seama. Deci domnul Goe era liniștit. Am înțeles. E bine, e de bine. Nu, noi furam vioara Stradivarius a lui Ion Voicu, cu Mădălin Voicu junior, ne alergau, ne omorau părinții cu bătaia. Noi aveam istorii din asta de nebuni. Ați făcut niște lucruri, da. Știi povestea aia lui Serghei Mizilea, mi se pare că spune totul despre vremurile respective. Păi da, Serghei era cu noi în acolo, Serghei era mai mare ca noi, dar noi eram acolo toți. Și eram prima zi la liceu și era mingea de fotbal în curte și la un moment dat a lovit și a spart exact geamul de la cancelarie. Și vine directorul școlii, care ești tu, mă, care a dat, mă, cu șutul? Ăsta ridică una, eu, cum te cheamă, mă? Serghei Mizil, ha, dă-și-mi să scriem aici numele pe minge, ca să știm că e ata, să nu cumva s-o pierzi pe aici și s-a plecat. Cred că e banc, cred că e. Nu, e reală, e reală. E povestită de el, spusă de el pe bune. Da, așa se întâmpla. Păi uite, eu, de exemplu, la fel, minge în clasă, pac, dau un șut că venea profesoara. Puf, tabloul lui Ceaușescu, știți că erau așa înclinate, dacă vă aduceți aminte, dar nu l-ați mai prins, am voi, nu. Ba da, acum. Te-ai mai prins pe deasupra. Păi eu am fost pionier. Da, deci știi că erau așa deasupra, unde era tabla, era tablou mare, frumos, cu el în tinerețe, știi că toate tablourile erau frumoase.
tânăr, 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 da, da, el fața aia tânără. Facem pariu că dărâm tablou. Băi, toată lumea înghețat, tata era în securitate, dai seama, nenorocire. Direct tablou căzut. L-am luat repede, zic, o lăbeleau, trebuie să mă să pun geam. Da, cine da. Repede, am întrebat pe toată lumea, băi, care știți un, ăsta, un la geamgerie să mă duc? A venit diriginta, unde? L-am luat repede, dai seama, fac după ușă. Las că-l iau când plec și dimineața la prima oră îl pun. L-am luat greu, eu mică de înălțime, băiat, nu aveam nicio, nimic, nu, nimic, nimic, băiat, nu îți dădeai seama. Deci jucam fotbal în curtea școlii la Bustu Gol, ca să înțelegi, jur, la 14 ani jucam fotbal. Bă, la... pare ceva extraordinar. Bă, dacă spun. La ce vârstă? 14 ani. Deci, a, mare, da, că mare, la... păi ce trebuie, 6. La 13 ani ăștia fac copii, ce? Ce vorbim, la 14 ani? Că nu mai juca nimeni nimic. Vedeți, mă, că nu mai juca nimeni nimic, toată lumea stătea așa și... Nu știa, mă, nimeni. 10 goluri, dar nu se, nu deranja pe nimeni. Nu, păi dacă nu știa nimeni. Nici n-aveai voie ca fată să joci în echipa liceului. Nu, că se juca cu Spiru, Hares. Dar aveai părul lung? Ce păr lung? N-am avut niciodată. Atât am fost păr punk toată viața. A, aveai părul scurt, n-aveai sân și jucai... Nimic. A, nimic, nimic. Uite așa, bărbat. Și când vorbeam, și când băteam, și la fel, bărbat. Noi. Așa era. Tare, da. Și am pus aia și mică de înălțime, așa, tabloul ăla, cât mine. L-am cărat și eu așa, acasă, că nu stăteam departe de școală, știi? Toată fața rasă. Dai seama, nu? Tot portretul domnului făcu praf, tovarășului făcu praf. Nu pot să cred. Când am văzut beleaua, zic, hai, zic, nu mai e ce facem mâine. Am sunat, îți dai seama, am vorbit, că nu erau telefoane. Dar așteptam lângă telefonul fix de acasă. Da, și da, că aveam da, telefonul da, fix. Da, l-am prins. Să mă sune cineva din colegie, ce facem, cine mă ajută. Atunci mi-am dat seama, frate, că nu mă ajută nimeni niciodată. Și că atunci dacă e belea, e singur. Și atunci... E, da, nu te duci tu la părinți, dacă ceai la părinți, te-ai zis tata, mă omora, tata, mă rupea două. Da, ok, da, să făcea rost de alt tablou, să-l pui acolo, zi seama. Direct, era. Aveam vilă frumos. Pictan zera e singur. Da. Direct frumos, după ușă, l-am lăsat acolo, zic, dacă e ceva, iar le-am zis colegelor, dacă una vorbește că eu am făcut, v-am omorât, deci nu scăpați. Toată lumea și când avem doamna dirigintă, ți-mi minte să uitam? Seama, dar n-aveam și noi un tablou, da. Păi tu acum, toate era nenorocire, da. Era dezastru mondial, da, deci da, nu, da, altceva, da, nu era ceva minte, mai rău. Țin minte, ți-am zis că am fost pionier. Și ai, când a venit taică, era avocat, intrase în avocatură deja din poliție, când a venit acasă, a uitat la mine, direct, n-am făcut nimic. Deci când s-a uitat la mine, era direct eu, n-am făcut nimic. Futu-s copiluțul, mătii, unde era Ardelean, taică, unde tablou? Nu, nimic n-am făcut. Cine a zis? La detectorul de minciuni. Întrebați la Poliția Capitalei cine vreodată a păcălit detectorul de minciuni. Nu, nu pot să cred că ai făcut treaba asta, da? Normal. Ești periculoasă, am, da. Am furat banii de acasă, îți dai seama, când a venit mama de la nuntă cu sacoșa plină de sute, am luat-o, am făcut turul Ioanidului, 30 de minute, aveți să vă îmbrăcați, mergem toți la balaton. Dai seama, nu? Dar stai o secundă, în ce an asta? Era mare deja, cât 19 ani. A, deci era, da, am înțeles. Nu mai era pe la Ceaușescu, nu, puteai să iei, să faci lucruri, da. Direct, la balaton. Când au apărut Air Max-urile, aia cu pernă? Cred că atunci. În... 95-96, cred. Deci atunci am zis, băi, că eu nu suport singurătate, eu nu pot stau singur. Deloc. Și luam pe toți. N-aveau bani. N-avea niciunul bani. Făceam gașcă de 20 de băieți. Care era cu iubita, mă întreba, poți să o iau și pe ea? Iau, dar ce discutăm? Ce vorbim cu ea? Că nu înțelegeam cu fetele cum era. Și mergeam, le luam Adidas la toți. Fale. Și toți eram la fel. Nu, rămâneam fără bani, nu mai puteam să venim din Ungaria. Ne urcam în tren frumos, pe la Curtici, nu? Parcă acolo nu era. Nu mai știu. Acolo era Vama, nu? La Vama Curtici, da. Da? Ne luam da, cu, da. Vam, cu Vame și la Scandal, ne descălțau, veneam în țară desculți. Că nu mai aveam bani. Așa am trăit eu. Da, am o întrebare. Crezi că dacă ai fi fost născut în altă familie, să zicem una care să n-aibă posibilitățile alea infinite pe vremea lui Ceaușescu, erau niște posibilități infinite, adică discrepanța era atât de mare între cineva, să zicem, absolut obișnuit, da, cu era, niște meserii obișnuite și cineva care era din zona de protejați ai sistemului. Crezi că erai la fel? Ai fi... Era mai rea, furam. Mai rea. Furam ca să fac, să am de toate, cu siguranță. Adică trebuia să fac ceva, orice, ca să fiu numărul unu. Nu conta, să am. Și asta face parte din... Așa am fost crescut. Gena ta, pur da. Și simplu. Adică făceam orice, cu siguranță. Și acum, dacă ceva nu iese, deci sunt diabolic. Și nu ascund. Sunt adică e cel mai rău pe pământul ăsta să mai dușman pe mine.
cel mai rău cu putință. Nu pot să iert. Și mie mi-e frică în general de femei. Adică da, de asta, de femeile știi puternice. Știi cum zic eu? Care, nu, nici nu, că nu știi cum să te lupți. Eu n-aș ști cum să mă lupt cu tine. Niciodată n-aș ști cum să mă lupt. Că nu poți să, nu poți să te, tu mă poți jigni, eu nu. Tu mă poți bate, eu nu. Și atunci nu știu ce să fac. Nu, dar înțelegi ce spun? Adică ești mult mai dezarmată față unei femei care e și puternică și poate să aibă și, are și inteligență, are și forță, are și aia, nu știu. Da, bine, astea sunt primitive, jigniți în jurat. Adică dacă te referi doar la astea, da, eu la, dar la nici nu e un război, nu, adică da, nu cred. Știi, cum e, că, știi cum e la mine? Iert că am chestia asta și am luat-o așa cu vârsta, așa pe calea lui Dumnezeu, să zic. Știi? Am descoperit alte chestii în viață frumoase, dar nu pot să uit. Asta e nenorocirea vieții mele. Și dacă nu poți să uiți, știi cum e, când îți aduce aminte odată. Și dacă găsești momentul, timingul, corect, atunci este dezastru. Da, dezastru. Pe mine mă interesează foarte tare perspectiva. Eu mă uit cu fascinație la oamenii care pur și simplu pot să spună, să facă, să afirme, bă, eu sunt cel mai bun, nu mă interesează ce crede, nu mă interesează că mă înjur, că mă, așa, nu, eu am da, câștigat toate bătăliile. Stai o secundă, sunt niște lucruri, știi că sunt lucruri, vorbeam, subiective și obiective. Ea afirmă că e cea mai bună. Absolut. Având niște cifre în spate, care sunt cifrele sunt pline de obiectivism, e clar, da? Adică e ca și cum eu aș spune, bă, eu sunt cel mai bine vândut film din istoria României, sunt eu, mai bici. Doar că e greu să, adică, nu poate să vină, adică, adică ce să zică? Să zică cineva că exact, se de mincinos sau de... Exact, dar când spui asta, indiferent, adică, uite, îți dau o paralelă cu sportiv, o analogie sportivă, în tenis. În tenis sunt cei trei mari, Djokovic, Nadal și Federer. Nadal și Federer niciodată n-au spus despre ei că sunt cei mai buni și au fost iubiți. Dar stai că Djokovic spune că sunt cel mai bun, pentru că a spune cel mai bun, ea are o doză de subiectivism. Adică eu de exemplu aș putea spune că Miami Beach e cel mai bun film, pentru că a sărit mult, zice, bă, cum adică e cel mai bun? Dar cel mai bine vândut? Da, dar eu pot să spun, sunt cea mai bună, de ce? Că dețin record de vânzări în Czech Republic, în Belgia și în România. Total de acord, doar adică, că asta trezește, da, cifrele vorbesc, cel mai probabil în mase. Adică eu mă, în general, oamenii nu se uită cu iubire la cineva care afirmă cu toate dovezile în spate, cu toate cifrele, cu totul. Și e problema noastră? Păi nu, da, asta, da, asta elitele asta mă interesează, se depărtează de elite, asta în general, mă interesează, și de aia care se erigează la fi elite. Cum gestionezi treaba asta? Nu pentru mă interesează. Că, deloc? Nu. Ce crede? Păi dacă contează. Ți-am spus că așa am crescut știind, conștientizând de la 4 ani când stăteam la mamaie cățărată pe gard, aveam salam de Sibiu, aveam bomboane cubaneze, aveam tot ce visam, că mi-aducea maica mea de la Casa de Comenzi, și atunci când stăteam eu pe poartă așa și vedeam toți copiii jos în fața porții și eu aruncam bomboane și mă gândeam atunci, deci asta e forță, așa controlez, prin putere, înțelegi? Și mi-am dat seama de la, deci gândește-te, la 5 ani, dacă te duci în sat la mine, la Dăbuleni, da? Unde eu am copilărit, toată lumea își aduce aminte de mine. Asta este o chestie fabuloasă. Au, câți copii au trecut în 49 de ani prin satul ăla? Nu? Ei își aduc aminte de mine. Da, domne, Prodanca e mică, dată dracu, stătea acolo și începea. Tu, te duci, culegi gutuii din gutuiul lui Cutărică. Mi-l aduci pe toate mie și o fac împărțeat. Adică la modul ăsta am crescut eu, așa. Iar taică-mi întotdeauna mi-a zis, tu trebuie să fii numărul 1. Da. De lider. Și eu cred că în viața asta, și de fapt așa este să-mi spuneți, oameni sunt născuți care să fie lideri și sunt născuți oameni care să fie followers. Da, sunt de acord, dar el ce spune și aici, eu sunt de acord în despre a afirma asta despre tine, știi? Adică eu cred că asta te-a ajutat pe de-o parte. Eu cred că anumiți, de exemplu, eu cred că asta e și un marketing pitch. Adică ea spune tot timpul, sunt cea mai bună. Și atunci un fotbalist, când se gândește, bă, eu cu cine sunt? Cu cel mai bun. Cu cel mai bun. Normal. Doamne, dar asta atrage o antipatie profundă. Asta, și bă, întrebarea mea e, mai are valoare succesul? Da. Asta e o întrebare. Dacă în același timp el determină o masă mare de oameni să te urască sau să te deteste... Așa, sau dar să masa aia mare de oameni, crezi că te vor ajuta vreodată? Masa aia te va ajuta vreodată când îți va fi greu? Îți va da cineva vreodată ceva? Nu. Nu, pentru că noi oamenii suntem cumva niște animale nerecunoscătoare. Da, dar pe de altă parte avem nevoie, în fiecare dintre noi există această dorință de a fi iubit până la urmă, nu? Nu mă interesează. Vreau să mă iubească copiii mei și atât. Nu vreau să mă iubească nimeni pe pământ.
vreau să mă respecte, pentru mine cel mai important este respectul, și să aibă ce învăța de la mine. Și dacă eu sunt un model pentru ei, atunci să mă urmez. Dacă nu, nu obligi pe nimeni să facă nimic în viața. E interesant. Și de ce e interesant? Pentru că ea, ce face ea în meseria ei, ea are nevoie mai mult de respect și de absolut astea decât de iubi. Noi care suntem actori și am vrea, dacă scoatem noi un film, nu știu, să fie văzut. Filmul ăla e văzut și e cumpărat, dacă ești mai mult, dacă ești iubit decât nu dacă e ești adevărat. Eu nu cred respectat în așa ceva, da, și am, las, am verificat asta. Eu las perspectiva profesională deoparte și mă refer strict la perspectiva umană, în care undeva în adâncul fiecăruia există această nevoie, nevoia noastră. Ea nu candidează la nimic, știu, ea nu vinde nimic la masă. Știu, doar că e foarte rar să vezi pe cineva care poate să afirme cu asemenea tărie și mie, eu asta admir. Te naști mor singur, ține minte ce spun eu. Atât. Total de acord. Atât. Atât. Pe lume, când vii, plângi, îți faci loc să ajungi, nu? Și trebuie să reușești, să respiri prima dată, ca să poți să trăiești, da? Deci despre asta este vorba. Și când mori, am văzut la maică, mi-am mor singur. Și după un an te-a uitat toată lumea. Despre asta. Dar pe mine nu se mă uite lumea. Nici pe maica mea nu o să, nici pe el nu o să-l uite. Nici pe tine. Adică oamenii care au lăsat urme grele, adânci, da, în viața asta, nu vor fi uitați. Exact cum ai spus tu. Să știi că toată viața asta, și când mă reîncarnez eu așa și ne reîncarnăm toți, o să vedem dacă în istorie o să rămână Ana Maria Prodan. Eu zic că da. Păi am zis de la început acum, noi am citit niște date. Niște, da. Da, asta vreau să spun, că există, da, niște cifre, niște lucruri pe care le-ai realizat și care sunt incontestabile, oricât, bravo, de... Ți-am spus, noi aici la podcast nu chemăm ceea ce noi definim ca non-valori, că valoarea și non-valoarea e o definiție personală, dar noi avem o definiție. Tu ești aici la noi nu pentru că ai avut, nu știu, chestii mondene, divorțuri, da, tot așa. Ești pentru că ești cine ești. Dacă erai doar super cool, mișto și foarte hot așa right now, da, nu erai de interes pentru noi, pentru podcastul ăsta, pentru că asta încercăm să facem. Hai să zic ceva. Eu nu sunt o femeie frumoasă, dar n-am fost niciodată. Dacă puneai lângă mine 4.000 de Miss Univers, îți spun eu singură, nu le mai vedea niciun bărbat dacă vorbeam. Pentru că este vorba de forță, e vorba de carismă. De atitudine. Da, de atitudine. Da, corect. Tu, uite, eu mă uit la femei frumoase. Uite, sunt femei și ar trebui să trag foarte tare cu femeile. Eu întotdeauna am luat partea bărbaților, de ce? Că vine o femeie care nu face nimic în viață și mizează pe treaba asta. Mamă, ce tare sunt, ce picioare am, ce țâțe, ce are. Dar tu ești prostă de puț. Adică dacă nu ai și ceva mișto, să ai substanță, e zero bărat. Nu existi. În trei zile, da, ți-ai făcut buzele și ți-a greșit doctorul buzele și gata, te-ai terminat. Nu te mai ia nimeni. Și eu am fost întotdeauna atras de femeile care au oscilat în ceva. Da. În ceva! Bă, în ceva! La pian! Chiar că nu mă pricepeam să analizez cât de cât. Bă, pe cuvânt, nu mai era de cât mea, puțin. Zi. Știi ceva? Da. Da. Pian? Ia, du-mă pianul. Ia. Când zic pian, mă refer la Amy Pian. Da, da, adică să fi oscilat la ceva, știi? Da, dar uite, eu am făcut 15 ani de pian. Obligată, ce-i drept de ai mei, că așa era pe timpul meu, nu? Da, făceam și pian, și engleză, și franceză, și dacă nu eram, gata, capul pătrat. Când scăpam, era taifun. Era nenorocire. Și pentru că vreau să întorc un pic discuția la fotbal, vă povestesc ceva amândurora, nici tu nu știi povestea asta din viața mea, nu e ceva foarte important, dar aș vrea ca ea să analizeze. Indirect, fără să vreau, am făcut și eu un transfer. Am un prieten care este impresar. El este moldovean și mai mult zona Rusia-Ucraina, mă rog, acum cred că și-a ales una din două, Rusia-Ucraina operează. Andrei se numește, nici Andrei, nu știu cum. Știu pe Andrei, și pe Andrei. Pe cum? Unde e managerii mari? Dar e foarte puști așa, nu știu dacă... Dar nu contează, foarte serios. Adică știm același Andrei? Andrei din Chișinău. Da, da, el de Chișinău, așa face, da, o cară. Da. Și m-a sunat într-o zi, true story, nici tu, n-a spus-o nimănui niciodată, de fapt. M-a sunat într-o zi și mi-a zis, bă, cunoști așa până în România, tu cunoști oameni cu fotbal, bă, că nu știu, că vreau să văd și eu ce... Și am zis, bă, cunosc un singur om care are Universitatea Craiova, te ajută? Te pun în legătură cu el. Cine, Michi Daru? Cine era atunci? Nu, ăsta de acum. Da, Rotar, Michi. Da. Și am zis, bă, am prieten, Michi are treaba asta, nu știu mai mult. Ok, le-am dat numărul, le-am pus în legătură, nu știu ce. Ceva mai târziu, vă spun acum că am un telefon, asta mi se pare așa de istorie. Ai câștigat și bani? Nu, nimic. Asta, dar tu să spui. Deci pe 8 iunie 2019... nu știu dacă atunci au semnat, dar atunci mi-au trimis mie Mitriță. Deci un transfer bun? Deci tu mi-ai furat mie jucătorul? Era al tău? Bă! Hai mă, că era al tău, jură-te, uite. Te salut, ce faci, uite aici.
De când au semnat, poză de când au semnat, atât am primit de la ei, n-am primit niciun ban, am primit această poză în care ei doi fumau pipa Victoriei. Deci, scurt moment publicitar în care se reglează conturile. Deci, am vândut și eu un jucător, fără să iau nimic, ca prostul am vândut. Cu cât ți-a vândut, Mitriță? Dar ceva bun, cică. Câteva milioane, da? New York. Mitriță, tu l-ai vândut în... La New York. Bun, deci Mitriță a fost jucătorul meu, nimeni nu dădea doi bani pe el pentru că era foarte, foarte mic de înălțime. Dar foarte mișto, adică eu chiar l-am văzut și eu l-am luat și l-am dus și a jucat Youth League, Champions League la Steaua. Când nimeni n-a crezut în el. Ah, tare. Da. Cât ia, ce procent ia un impresar dintr-un transfer? Cam care sunt? Nu te înțelegi. Unii iau 5, 10, 20, poți să vorbești. Eu discut altfel cu jucătorii, eu întotdeauna am fost altfel. Cât vrei, cât te gândești tu să câștigi? Păi, nu știu, 300.000 pe an. Vezi mă că iau 600, 300 stai mei. Ne convine, da, ba, bravo. Eu așa am făcut întotdeauna. Deci mai o datorie de vreo 200-300.000, nu știu, adică până când se termină podcastul. Dar stai, nu era al tău. N-aveam cum să-l vând dacă era al tău. Eu oricum n-am făcut nimic, doar am pus pe ăștia doi în legătură. Noi suntem neam de prostălăi așa, că nu ne respectăm între noi, pentru că și dacă ai contract, bine, eu fiind avocat de meserie, îmi fac și contractele. De nu mai iese nimeni decât nici cu mort, știi cum e, când ești cu picioarele înainte și atunci te întorc. Dar ceva de valoare a mai rămas acolo, un organ se vinde. Dar ceva. Corect, de vând organe. Dar ăștia nu sunt sărani, mă, toți. Bă, știi de ce îmi pare mie rău? Că n-avem, eu nici n-am concurență. Să pot să mă lupt cu cine? Știi cu cine mă luptam, mă? Și mi era drag cu Cornel Dinu. Bă, deci cele mai mari scandaluri așa, dar mi era drag să le am și vorbe erau cu Cornel Dinu. Ăsta are creier. Adică te lupți cu unul de talia mea, știi? Dar cu restul, ce să... Că... Te stea cu dicționarul mână dacă mă apuc să scriu ceva sau să vorbesc, știi? Că... Și-l țin și invers, că e nasol. Am înțeles. Spune-mi, te rog, din cei pe care i-ai impresariat, care ți-e parție cei mai mari sau nu știu, adică bă, spui, uite, l-am avut pe, nu știu, Mutu, dacă ai fost la... Noi am avut fost... cei mai mari jucători din România. Mutu l-a vândut Becali, nu? Când era tânăr, fost, da. Noi am fost pe urmă parteneri, noi am avut aceeași companie, noi am avut business-uri împreună, eu și Adi. Okay. Dar doi care demenți, sunt? Care sunt Adi, ăștia? Dai seama, eram... Care da. Sunt? Care păi sunt? Uite, hai să luăm Steaua în primul rând, da? Că toată lumea spune, domnule, că s-a măritat cu Reghe, că am și avut Steaua. Deci trebuie să călcăm frâna, că în 2006 eu deja eram numărul 1. L-am reîntâlnit pe Reghe prin 2007, pe la final. Deci nu okay. exista Reghe. Eu l-am inventat și pe Reghe și eu am inventat cam toți bărbații din viața mea, că nu te vezi, nu m-am ales niciodată, mă, unul șmecher, unul cu bani, știi? Nici nu știu cum e să primești cadouri așa, să vină unul să-ți zică, păi, iubita mea, ți-am, nu știu, ți-am luat un hotel sau ți-am luat un... Păi asta e, că tu ție numai hotel îți mai țințește. Da, bravo, zici bine, deci, da, că mă gândeam acum. Asta stăteam și mă gândeam, adică dacă eu aș fi cu... Ce să-i, uite-te puțin, te uiți la mâna stângă, te uiți la mâna dreaptă și ce e? Un hotel? Adică și renunți. Da, mă, uite, eu mi-aș dori un hotel. Doar să fii un storyteller foarte bun. Știu, dar cu cine să fii, sora mea, să fii, să-ți iau un hotel? Păi nu știu, acum trebuie să-mi caut. Adică măcar la 50 de ani vreau să termin viața lângă unul puternic, mai puternic decât mine, din toate punctele de vedere. Doar țiriache, la nivelul să-ți cumpere un hotel și, nici măcar Ion, e direct îl bătârn. Deci cine poate să-ți ia un hotel? Nu există așa. Dar cât este cu un hotel pe bune? Un hotelaj mic, așa, un 10, hotelaj. 20, de un pretendent să-ți facă cadou un hotel, nu? Adică l-are deja. Bă, lasă-mi-l pe ăsta. Stai că la mine trebuie să înțeleagă lumea, că toată lumea ai văzut în fiecare zi, dacă ești cu cineva, iubitul Anei. Nu, frățică, nu e niciun iubit. Iubitul meu trebuie să aibă vârstă mai mare decât am eu. Păi m-am plictisit de copii. Am luat și am tot crescut copii și ce am făcut? Da, deci trebuie să aibă vârstă mai mare, dar trebuie să aibă miliarde, să arate și bine. Păi că da, tot la țiria că ajungem. Tot acolo. Da, mă gândeam cineva să arate și bine. Adică nu că că... Băi, la țiriac nu mai nici mai contează cum arăți. Aura lui țiriac ăla. Dar nu există asta, că eu mai am și chestia asta, pe lângă scutul ăsta așa de wow, nenorocire, dură. Nu, eu sunt foarte sensibilă. Adică mie chiar îmi place să mă țină un bărbat în brațe, să știu că mă protejează și că am luptat toată viața, eu am protejat pe toți. Tot țiriac, nu știu, eu ăla pare genul care... Hai mă că mai sunt. Uite, sunt. Țiriac te-ar ține în brațe extraordinar. Crezi? Am auzit despre că ține în brațe de rupe. Ține mult? Da. Da. Deci, nu, spun că... Mie îmi place să mă țină numai pe mine. Păi da, eu zic, cred că țiriac, de ce nu? Și gândește-te cum, ce ați impresariat voi doi. Adică tu îți dai seama că țiriac a fost zeu pe impresariere. Adică omul a inventat stele în tenis, a făcut niște lucruri extraordinare. Deci voi doi împreună... Fii atent, trebuie să fie, bărbatul meu trebuie să fie așa, până în 60 de ani. Da.
Nu, adică nu okay. E o problemă a, care e 60 și ceva. Nu, da. Nu e problema, da? Trebuie totul să nu fie prăpastia aia între generații, să nu mai ai ce să vorbești. Că în momentul în care sunt mai mult de 10 ani între două persoane, de, gata, ai pierdut contactul, nu mai știi, ăla vrea altceva, ăla vrea la mare. Ai văzut cum cântă Connector. Da. Da. Adică da. Unul vrea la loft, unul vrea acasă, nu e regulă. Da. Așa este. Și eu sunt de modă veche. Mie îmi trebuie unul din generația mea, mai bătrân ca mine. Eu sunt cu lăutarii, eu sunt cu cabaret, altceva, nu? Dar poate vine unul tânăr și te învață, nu? Păpușei așa, ce să mai faci cu ei? Și să nu mai fie român. Gata. La... Nu mai vrei român. Nu mai, mentalitatea e fucked up. Deja Jeff Bezos merge. Adică la hotelul ar merge lejer la Bezos. Uite, Elon, tu ai prieteni frumoși așa și frumoși și nu să mă cine, dar Angel este frumos, deștept. Dar n-am vârsta, n-am milioanele, n-am. Eu doar hotel de la Monopoly și de la așa de. Da, în el merită investit. Merită investit. Da, uite acolo merită. Aici e. Da, spune-mi, te rog, un lucru. Mi-ai spus mie ceva la un moment dat și am rămas cu afirmația asta, m-am tot uitat, să știi că am încercat să o verific. Am încercat să ți-o contest cumva, pentru că am zis, bă, trebuie să o contest aici în emisiune, n-ar reuși să o contest, pentru că mai mulți mi-au spus cumva că ai dreptate. Tu mi-ai spus că l-ai impresariat pe Laurențiu Leghe, că am vrut să vorbesc despre el în asta așa, adică nu vreau să mergem într-o zonă muncă, ci pur și simplu în zona cu care ați lucrat. Și că el a cunoscut succesul cu tine și că apoi, când v-ați despărțit, a început declinul lui. Păi eu nu mă pricep la fotbal, dar am întrebat în stânga dreapta. Mă rog, la fotbal. Ma nu, aici e despre carieră. Vorbim despre cariera lui, nu vorbim despre viața lui așa. Dar am întrebat în stânga dreapta, am zis, băi, e așa, zic, el oare nu era cunoscut înainte ca antrenor și ca ce? Și bă, multă lume mai zis, nu. Prea cum e? Nevoie. Adică, care e? Era un jucător de fotbal în Liga a doua, muncitor, foarte muncitor, perseverent așa era el, dar eu, noi am mai fost împreună când eram copii. Ok. Eram mai mici. Ne-am reîntâlnit cumva. De asta am crezut că e un semn așa, după 13 ani să te întâlnești cu cineva tare. Și să e chiar frumos. Eu îmi doream foarte tare un băiat și am zis, schimb 1000 de bărbați până fac un băiat. Nu m-a interesat decât că trebuie să am un băiat. Aveam două fete, una după alta făcute. Și nu găseam cine să-mi facă un băiat. Și el avea copii. Da, și el. Fetița a murit, avea un băiețel. L-am luat pe băiețel așa, era pentru mine, avea 4 ani jumate, 5 ani. Și practic a crescut lângă mine. Și uite că la 36 de ani am rămas gravidă și știam clar că o să am băiat. Am știut tot. Nici n-am... Trebuia să fac chiuretaj atunci că avusesem o operație și am avut cumva perioada peste, știi? Și nimeni nu și-a dat seama. Și era, nu, no way, nu se poate, anestezie generală, 10 ore, n-ai cum vreodată, nu, handicapat, marș, nu există. Copilul său o să fie perfect. Și n-am ascultat de nimeni, m-am văzut de drumul meu, apropo de ce zice lumea, toți. Stai că aici erau ce zic niște specialiști, nu, adică nu era gura lumii, nu, erau mai, de la Paris, doctori, anesteziștii, când vedeau, ce substanțe ai avut în tine, nu, copilul ăsta este perfect, nu mă interesează. Și de azi înainte, până nu-l nas, nu mai discut cu niciunul dintre voi. Și așa a fost. Și a ieșit cel mai frumos și deștept băiețel de pe pământ. Foarte tare. Da. Dar spune-mi, asta, deci el era, nu era deloc antrenor atunci? Adică era fotbalist în Liga a doua. Direcția de antrenor. În ce an a fost asta? Adică 2006. 2006. Da. Atunci a reînceput. Era Liga a doua, terminase și cu fotbalul, avea niște probleme medicale. Am stat, m-am gândit, am zis ok, uite cum facem. Tu mă asculți pe mine și eu îți fac o carieră cum nu s-a pomenit, dar trebuie să mă asculți. Pentru că n-am vrut niciodată să o ascult pe maica mea, știi? Că zici că noi nu ne ascultăm părinții, dacă tu ai observat, noi facem cum vrem. Da. Și fetele mele nu mă ascultă pe mine, știi? Și eu le spun, băi, eu am călcat pe fiecare bec, mi-au intrat cioburile în talpă, m-am dat cu capul de fiecare pragă, adică de ce nu ascultați? E o chestie, nici eu n-am ascultat. Dacă baza e corectă, poate să mai facă stânga sau dreapta, dar trebuie să aibă o bază corectă, știi? Adică ele clar, cumva, dar mie... și când nu te ascultă, te ascultă, știi? Da, bine, ale mele îmi spun, mama, știu că ai dreptate, dar vreau să încerc și eu. Bun, bravo, ok. Și atunci am spus, uite, trebuie să mă asculți, eu văd așa cariera ta. Asta și am desenat-o, eu desenez. Și am desenat-o. Și am spus, dacă mă vei asculta, vei ajunge numărul 1. Și el a fost numărul 1. Ok. Da. Da,
Adică, ok, să zicem că înțeleg că, eu înțeleg mai greu, dacă mă corectezi tu, deci să înțeleg că i-ai desenat-o și mai departe, dar declinul, adică cum? Adică poate că declinul trebuia să vină oricum, adică nu știu, faptul că nu știu ce a plecat de la echipa aia la una mai mică, la una mai... Nu, el a mers din ce în ce mai bine, deci cu mine el a mers așa. Ok. Rachetă. Nu exista nimeni să-l atingă, deci nici nu permiteam cuiva să-l atingă. Îi mușcam de gât pe toți dacă îndrăzneau să se uite către el. Deci eu am fost cumva și bodyguard, și soție, și iubită, și tot ce... Da, a fost și materialul bun, bănuiesc, adică nu... Da, el a ascultat orbește. Deci el a ascultat orbește și gândește-te că îi făceam interviurile, habar n-avea, îi făceam filmulețele motivaționale după fiecare meci, discutam cu soțiile, cu fotbaliștii. E o artă. E o artă. Și dacă nu ai educație, e foarte greu. E foarte greu că știi, ești ca buretele care tot asimilează, tot strângea apă, strângea și la un moment dat începe să curgă dacă nu e cineva acolo, știi, care să mai stoarcă din el, știi. Nu știu, cred că a fost foarte mult pentru el. Cred că din cauza faptului că provenea... Da, l-ai și impresariat, adică tot. L-ai și impresariat, normal, te ocupa și de treaba asta. Tot. Ascultat orbește și a ajuns, semn numărul 1. Și ai făcut asta. Când a fost numărul 1? Iertați-mă că eu nu cunosc. Adică când din punctul tău de vedere, când a fost la Steaua era numărul 1 sau când a fost în... La Steaua 2 ani la rând a câștigat tot ce se putea câștiga. Zic, la chiar după aia... a făcut miracol. A plecat la Al-Hilal, a jucat după 8 ani de zile, Al-Hilal este Real Madridul Asiei, a jucat finală de Champions League. Cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League Asia. Înțelegi? Adică traseul extraordinar. Când nu știi să gestionezi, știi, și când, de asta spun că e vorba numai despre educație și în anii ăștia tot am văzut, când ți se pare așa că îl prinzi pe Dumnezeu de picior, de fapt e himeră, nu există așa ceva, nu poți să-l atingi niciodată. Și deci, atunci el a început vârful de acolo. Vârful carierei care vi se pare? Al-Hilal, da, e clar. Al-Hilal, rezultatele de acolo, finala, nu știu ce. De acolo i-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta iubirii pentru... Spirituală. Latura spirituală pentru femeile astea mai ușoare, mai slăbuțe. Și ca să nu ne dea ajutat. Adică ușoare, ușoare al greutății, da. Deși tu ești foarte ușoară, adică mă rog, mă uit la tine. Da, am înțeles. Da, tu zici că asta a fost o asta problemă a fost pentru problema vieții lui. Dacă nu avea problema asta, el astăzi era în primii 10 antrenori ai lumii. Oh, da? Dar așa, nu poți să stai... Da. Așa mare? Da. Da, explică, și nu mai impresariezi? Adică nu a rămas partea asta profesională? Am măcar? Încercat. Adică, ok, Nu, am încercat. Problema știi care... Mă ocup eu, că sunt... Nu, știu știi să ce mă se ocup întâmplă și... când deja s-ar calul cu mine? Te îngrop. Adică este foarte simplu. Poți să fii oricine și poți să te iubesc ca pe Dumnezeu. În secunda aia și cum este, odată se lasă întuneric. Ori și îngrop când spun din punct de vedere legal. Că eu te las, dar când deja ești obraznic. Da, mă rog, asta spui pentru că ești încă, îl privești dintr-un punct de vedere emoțional. Adică nu, a trecut, sunt 2 ani. Sunt 8 ani, de fapt, de când tot ne luptăm. Și ne luptăm ca să aibă și copilul meu un exemplu. Ne luptăm ca să... Câți ani are bebe acum? 13. Da, când avea deci, cea mai mare nevoie... Practic, declinul vostru a început de 8 ani încoace? Da. Asta n-am, dar am tăcut din gură și de multe ori am învățat așa, trăind între bărbați, că bărbații trebuie să-i așa cu ușurelul și să-i facă să se simte important și șef. Și asta am făcut toată viața. Greșești, se întâmplă, sunt bărbați mai slabi, de înger, nu neapărat că sunt răi sau răuvoitori, dar se întâmplă, sunt fetițele astea prin oraș care fac meserie și performanță în alte zone, știi? Și atunci, da. Uite, dacă... Și le-au jucat finala de Champions League, altfel. Da, uite, finala, de exemplu, cât de nasol este să... Nu știu, o poreclă gură de aur. La cântat. Nu vorbea la voie. Adică, pe parte de oratorie. Înțelegi? Adică e nasol. Dar, când nu știi să îți respecti familia, că tu spuneai, domne, vorbim că viața personală n-are legătură cu cea profesională. Nu există. Asta merg mână-mână. Dacă ești un dobitoc și alergi după toate cățele din oraș, îți uiți de meserie, nu mai poți să te gândești. Ca să faci performanță, trebuie să fii acolo 1000%. Ca ai o scăpare. Adică și antrenorii trebuie să fie ca jucătorii, că jucătorii s-a așat. Jucătorii trebuie să sunt însurați de mici și stai acasă. Și nu mai se... tare antrenorul, pentru că el este dirijorul orchestrei. Dacă el este dement și nu are minte acolo, uite-te ce se întâmplă la Craiova. Și
Zero. Crezi că ai fi putut face altfel? Adică te uiți așa în spate, vezi întregul vostru parcurs personal și profesional și vezi un moment în care tu poți să-ți identifici o greșeală, nu știu, poate până și faptul că l-ai... Ta, da, ta, poate, poate până și faptul că ai vrut să-l împingi atât de tare, că poate dacă lăsai, era... Asta este numai... greșeala. Asta e greșeala, pentru nu? Pentru că eu sunt atât de exigentă, în primul rând, cu mine, îți dai seama, cu cei din jur, foarte rea. Adică la mine trebuie să fie totul perfect. Pentru că așa, nu știu, e o chestie, așa m-au crescut ai mei și n-am putut să scap de chestia asta. Poate că am fost atât de exigentă și toată lumea îi spunea, mamă, dar nevastă ta asta mâncați, dar nu-ți dă o secundă liberă. Dar eu îi spuneam, băi, știi cât joci fotbal? Te accidentezi, mâine s-a terminat cariera. Ca antrenor, dacă nu ești concentrat 1000%, te-au dat afară, ți-ai terminat cariera. Nu știi să faci nimic altceva. Mor de foame, stai sub pod. Nu, adică... Da, mă rog, la voi niciodată n-a fost cazul de muri de foame, nici la tine, nici la el. Dar de ce? Dar ce? Cum crezi că o să ajungă Laurențiu Reghecam? Acum așa, vorbim fără răutate, fără nimic. Cum? Eu cred că Laurențiu Reghecam niciodată nu e un om care să moară de foame în România. Păi ce nu știu, să fac? Orice. Mă uit la... Sunt ce? Băieți, am eu prieteni care se duc la și comentează... A! Adică înțelegi ce spun? A, păi poți, că trăiește din 15.000 pe lună acum. De la 2 milioane jumate trei... El are salariul 15.000 de euro pe lună, pe an. Pe an. A ajuns la 15.000 pe lună. Cât înseamnă pe an? 150, 180. Păi și aveți căderea, cam cum este? Este corect, direct nu, un picaj? Am înțeles ce spui, dar nu e chiar muritor de... Adică nu e, nu, dar riscul, din punctul meu de vedere, riscul e cu atât mai mare. Există exemple de sportivi profesioniști normal, care și-au bătut s-au obișnuit cu nivel de trai, bineînțeles, păi și normal. Nu scade niciodată. Adică vorbim de... Hai să spun ceva. Nevastă ta, Prodan, îți face cadou de ziua ta Ferrari. Da? E un exemplu, adică da, e real? Da, e real. Ah, ok, bun. Îți face cadou, nu știu ce ceas, că da, aveai tigaie la mână, sau da. Știi, adică nu știi okay. Ce înseamnă. Bun, te învață, te duce la operă, te duce peste tot, te deschide orizontul vieții ca să înveți, să înveți. Și pe urmă, și te pune pe Everest, te urcă, okay. L-am tras de... M-am, dai seama, l-am dus pe vârful Everestului, hai să punem și noi steagul acum, nu? Și când să pui steagul, tu ce faci cu metre? Tu te uiți în spate alunări și te duci direct în cap și nici nu te mai oprești, nici nu te prinzi de ceva. Să zici că, bă, din cădere, ți-ai dat seama că ai greșit și în cădere te apuci de vreo crengă, de ceva, știi? Când cazi? Măcar eu n-am știut. De... Eu n-am știut că la nivel, adică nu știam, n-am știut vreodată că el a avut Ferrari. Adică nu știam dacă tu i-ai făcut cadou sau da, nu. Da, bă, știi că am eu Ferrari? Da. Ai văzut? Despre asta e vorba. Nu mi-am știa pe mine. Vorbind de... Ideea este că eu îl văd pe el genul de om, poate greșesc și te rog să mă contrazici, care el ar putea trăi, acum are 15.000 pe lună și cred că dacă ajunge la 5.000 pe lună euro, pe care... Da, pentru că se mulțumește cu puțin. Da, așa, cred, da, nu da, că, da. Dar nu într-un sens negativ. El e genul ăla de om mai... Care nu a putut, adică, așa este. Nu, mă, nu direct, ține să aibă direct. La mână un ceas cum, nu ține să conducă un Ferrari. Aici, adică poate... Aici, da, aici, dacă trăiești... Dacă trăiești singur, dar e posibil ca anturajul... Acum nu mă refer la cazul ăsta specific, dar e posibil ca anturajul tău că să își dorească un Ferrari, adică să trebuiască să provide să fac, un Ferrari și atunci e mai complicat. Tot trebuie să faci 2 milioane pe an, că la 180 de mii... No. Eu mi-aș dori foarte tare, pentru că tu știi cât l-am apărat și băiat, noi vorbim de 2 ani cu privire la acest subiect. Eu i-am spus pe față, băi, prietene, hai să spun, uite, eu te apăr încă, pentru că ești tatăl copilului meu și tu cumva trebuie să rămâi în așa, ochii copilului meu. Chiar ai făcut-o, toți am apreciat. N-a făcut nimeni pe pământ. Păi, n-a făcut și... Iisus pentru omenire cât am făcut eu. Tu ce ai? Și ai văzut că și asociatul de la T-Shirt Factory ți-a zis că toți te-am apreciat, așa că timp ai spus soțul meu nu crezi să facă, soțul meu nu știu ce. În același timp îl sunam. Prietene, vezi că te aduci în cap. Prietene, vezi că ești deja cu apa la gură. Vezi că dacă ai intrat cu totul, nu te mai scoate nimeni. Și nici noi nu te mai întindem mâna după tine, că ne-am plictisit. Nu, decât am întins-o. Dar când nu te interesează și ce îmi spunea prietenul tău, bă, să faci ședință foto de Crăciun, tu, adică... Am aflat acum înainte, că nu știu astea, lucrurile astea. Și am aflat acum înainte, suntem deci amândoi la fel de virgin pe acest virgin? Ai văzut că ce prietenul vostru știa? Asociatul meu de aici știa, într-adevăr am aflat că Laurențiu Reghecam că am făcut o ședință foto de Crăciun pentru un ziar. Da. Pentru un ziar, repet, nu pentru vreo luxury sau... Da. Cu concubina. Sau direct, da. Harper's Bazaar l-a contactat și a zis, voi fiind încă, la Londra. Încă din punct de vedere legal că se dar n-avem nici măcar primul termen, tu ce? Nu ne-am prezentat la primul termen, omul este foarte însurat.
Foarte surat, da. Dar da. E jenant. Asta da, sunt niște chestii unde acolo... Și dacă nu era, sincer acum, și dacă, era divorțat de 2 ani, la vârsta lui, da. Când ți se propune, când te sună de la Viva sau de la OK... Ai altceva. Care, nu, nici măcar acolo ai l-aș altceva. Vedea pe el. Eu nu l-aș vedea nici acolo. Eu pot să înțeleg orice pot să înțeleg. Că nu există când îți ia Dumnezeu mințile, ți le ia. Adică că nu e despre tine, e despre ce se întâmplă în jurul tău. Și atunci e fragil. Eu pot să înțeleg până la... Aici dacă ai creier sau nu știu. Până la, adică asta e punctul pe care eu îl pun întotdeauna și granița, până la copii. Adică da. Eu am 13 ani și să-l văd pe tata în ziar. Una de 20 și ceva de ani pe care o cunoaște toată România. Și atunci tu câți să vii... Câți copiii lui? Păi Luca are 20 de ani, Rebecca are 23, Sara are 22, Bebe are 13. În condițiile în care copiii tăi au 23 de ani și iubita 29, trebuie să fii dement. Și ți-o mai și cunoaște toată lumea și anturajul lui fita. Din toate... Înțelegi? Am înțeles, da. E că e jenant să te sune fata ta, să spune tata, dar știi că vezi că i-ai luat calul invers. Vezi că e greșit rău, întoarce-te repede, hai să vedem cum o dregem ca să nu se afle. Și tu să arăți ca un dement cumva, știi? Dom'le, să mergi înainte. Și eu spun, băi, vorba de meserie, vezi că tu, nu că ne-ai pierdut pe noi, ne-ai pierdut. Da? Că ți-ai pierdut direcția, ți-ai pierdut-o, că dacă nu eram eu, era pierdut de ani de zile. Ca să ajungi patronul stelei, unul dintre cele mai importante peisaje din lumea ta, cel mai important personaj din lumea ta, din peisajul tău, da. Din peisajul tău. Să vină să zici, ce e asta, bă, ăsta de 8 ani de zile îi dădea ălea banii, deschidea ălea salon. Păi ce fel de bărbat ești, mă, nebunule tu? Păi tu trebuia să fii intangibil, tu trebuia să fii, cum te-am zugrăvit eu, matrița bărbatului perfect. Că dacă nu-ți făceam imaginea asta, nu dădea nimeni 2 lei pe tine. Adică, tu ce îmi spui, eu dreptul că Gigi Becali știa că el are o relație, cu această domnișoară de cu mai alta. Mult? Nu vorbim de alta. Acum mă uit în ziare și sunt stupefiată, văd stewardeze, dă like-uri la stewardeze. Păi eu nici nu i-am permis vreodată să aibă Instagram, Facebook, ce vrei tu? De ce nu l-ai lăsat să aibă Instagram? Pentru că el trebuia să fie canalizat numai pe fotbal. Băi, el avea de trebuia să îi le ții tu sau o secretară în spate să arate într-un fel. Nu l-ajută pe el așa ceva. Pe el l-au îngropat toate astea. Păi să vii tu, repet încă o dată, un antrenor, să vii tu când ești în plin scandal mediatic, când știi că nevastă ta, dacă a vorbit, s-a făcut liniște, da? Când știi ce discuție e în privat cu noi, cu familia, și tu să te duci, că te... Bravo, eu l-am felicitat pe Horia Ivanovici, mă, l-am sunat pe Horia Ivanovici, patronul fanatic, da, și băi, Horia, bravo, mă, băi, dacă te iubesc pe tine, te iubesc că întotdeauna ai găsit tântălăi ăștia pe care i-ai făcut să facă numai ce ai vrut tu. Bravo lui! Că l-a pus să facă pozele astea. Băi, mă, cum să stai la aproape 50 de ani? Da, eu recunosc că nu... jenant, îmbrăcat așa, mai muțoi, n-ai cum, cu copii cât tine de mari. Care se uită la tine și spun fetele tale, măi, tata, ce e cu tine, mă? Ești drogat, ești dement, ce e, mă, cu tine? Eu încerc să-l apăr, că mie mi se pare un băiat de bun simț, din afară, nu-l cunosc, dar mi se pare... Adică eu mă gândesc, auzi, poate a fost dorința ei. Poate a fost dorința ei. Păi și tu ce ești, mă, căcat la gard? Păi tu cine ești, mă? Da. Bă, tu ești, bă, da, adică, într-adevăr, tu trebuie să faci acum totul, adică, dar mă gândesc că poate ea are nevoie de... Dacă te înjură una și spune, bă, dacă nu mă scoți la ziar pe prima pagină, nu te sug, nu te dreg, păi cum să fie, mă, asta femeia de lângă tine, ai nebunit? Păi și atunci, cum să te mai uit eu vreodată la tine? Știi că ăsta e paradoxul, că imaginea lui că era una de om extraordinar de conținut și decent până la urmă. Da, adică da, ați văzut, sincer, ați văzut de foarte când bine sunteți voi, de când ești tu, de când ești tu, ai văzut un PR mai puternic decât cel făcut de mine, lui Laurențiu Reghecanf? Nu. Bravo. Recunosc că nu. Gândește-te, adică, dacă... Bă, cum îl ținea și nu acum... Păi. Și acum a fost cireașa de pe tort, că l-a apărat și în ceasul 12. Dar și înainte, băi, vezi că toată lumea ajunsese să face... Ajunsese din ăsta populară, zic, din expresie populară, cu soarele mai... Da. Ea spunea lui. Da. E mare lucru, știi? Adică, ea nefiind housewife, știi? Adică zici, bă, ea era săraca gospodina și ăla venea ca un soare și aducea bani în familie. Ea cumva... Păi tu gândește-te că an de zile eu făceam banii, nu? Băi, eu și făceam, totuși el era soarele. Salariul de 20 de milioane de lei. Și totuși el era soarele, da. Era un PR extraordinar. Și vezi că niciodată... Nu, tu înțelegi?
Și tu erai jos așa și te uitai. Bravo! Da, frumos. Dar special. De ce? Pentru că știam să care un complex de... Niciodată. Că da, toată lumea apreciază, știi? Adică să nu te gândești luată, bă, dar nu, mă, nu, niciodată, nu. Păi da, pentru că asta am fost eu toată viața. Alții învață, alte femei învață să-și țină iubiții, bărbații, așa. Mi se pare tare. Eu pot să spun așa și tu să înțelegi cam ce fel de femeie am fost eu. Și sunt. N-am verificat în viața mea telefonul soțului meu. Decât în momentele în care știam deja că are aceste apucături, îmi spuneau toți oamenii din fotbal și atunci îi spuneam, pune mâna și șterge tu ca să nu intru eu. Simplu. Și din momentul ăsta, toată, copiii, la noi a fost și problema asta, copiii au stat lipiți. Copiii mei au știut secundă de secundă tot ce se întâmplă, pentru că așa am crescut eu în familia mea. Dar poate nu-i și bine. Poate, adică poate și săraci, poate. Poate era bine să-i mai protejezi de niște greșeli ale lui, ale tale. Păi l-a prins fisul, nu l-am prins eu. Ăla mic l-a prins cu amantele și cu asta. Ah. La ușă, s-a dus direct la ușă la el. Bebe? Mhm. Ah. I-a deschis share location ăla pe telefon și l-a luat direct. Eu nici nu mă pricep. Eu cu telefonul mă cunosc cum sunt. Da, 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 știu că ești. Da, da, da. Haos. Fii mi-a luat telefonul, m-a sunat, eram în Dubai. Mama, vezi că ăsta are o amantă sau ceva, că e ce iar a luat o raznă. Frumos, da, când zici iar, adică el mai avusese două, da, trei, adică alte, nu doar cu această... Da, dar eu sunt genul de femei care spun așa, fiecare om greșește, te rog să nu ne faci de râs niciodată în viața asta, uită-te cine ești în momentul ăsta, trebuie să ai respect față de tine în primul rând și față de familia ta și de copiii tăi. Închideam frumos. Deci tu le-ai știut. Da. Dar nimeni altceva, presă, nu, nimeni, nu le-ai, adică nu le-ai lăsat să se scurgă tot, dar ai ținut da, acolo în familie. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu, atât am zis. Dacă vreodată cineva deschide gură, are de-a face cu mine. S-a închis în stat. I-ai oprit și pe ceilalți, pe cumva. Dar el tot timpul te-a ascultat și a renunțat, adică cumva a zis, bă... De frică. Da, eu... De frică pentru că știa că nu are suficienți bani să trăiască la nivelul la care l-a dus SMI-ul. Lucru care se întâmplă și acum. Dar acum când sustrage averea familiei, ai de face cu mine direct. Adică stai, totul cum, până la... Cum să sustrag averea? Tu ai avut bani tot timp? Adică cum... Da, da, și dar eu n-am verificat telefonul, eu n-am verificat conturile, eu n-am verificat absolut nimic pe pământul ăsta. Mă întreabă toată lumea. Bă, tu ești nebună. Bă, dar cum ești tu cu... Dar stai, stai o secundă. Încredere oarbă. Bun, voi ați fost căsătoriți, da, vezi, și vezi, fii un partaj al bunurilor. Păi partajul care? Că el a tot ce era de ceasuri, dar tot furat. Așa. Furat și plecat cu ele. Fugit de acasă. A, el a început să facă mai din timp, păi, să facă o scurgere de... Normal. Că, nu știu, plăți externe către normal, alți, către terți, firme care încasau, nu știu... Direct amanta. Lucruri. Direct în cont. Adică îți dai seama cât de prost trebuie să fii să faci direct din contul copiilor tăi, familiei tale, direct în contul oameni de ajutor familiar. Bă, alu! Păi, e sora păi mea. Și când făcea plăți, ai tu te-ai uitat că bănesc că ai început să vezi tu cu avocați, cu astea. Păi că acum ca când ce? L-am descoperit. Plată ca ce spunea? Ajutor. Iar personal. Nu mă, nu, ajutor, era familie. Ah. Și ea nu era gravidă sau ceva, sau era și a zis, domne, adică cum justifica? Nu-mi dau seama, păi nu te... Târâș, ai văzut cum merge râma? Târâș, plângând, aoleu, a, da, bă. Bine, mai să-l iertăm, ce dracu să mai facem? Lasă-o dracu, i-a dat bani, i-au mai dat și alții, nu contează. Nu mai, ce, lasă, hai să uităm. Dar ajunsesem și aveam discuțiile astea. Alo, copii, din momentul ăsta subiectul s-a închis, tati a greșit, dacă vă aud pe vreunul, vă rup gura. Deci din momentul ăsta, o luăm de la capăt. Da. Dacă unul vreodată deschide subiectul, e jale. Da, facem nuntă, pe 1. N-am făcut nuntă mare, 15 ani de căsnicie, pe 1 iunie, anul trecut. Ca o cerere, confirmarea... Nu, 15 de... ani este nunta de cristal. A, nunta de cristal, da, am înțeles. Cristalul are cintul... Mm-hmm. Da, cristalul s-a văzut că e frumos, nu e așa de în rezistent. Direct. Da, nu e material, da, foarte rezistent s-a văzut. Da, în direct, pe la televizor, fericire mare, iubire, ca în filme. Eu asta, deși tu atunci, practic, nu știai de această domnișoară. Păi cum să nu știu, știai, dar de altele. De știam altele. De asta. Și de ea. Păi, dar știam, păi, și de asta, știam de toate. Știam dar că el, teroriza asta. Da, tu credeai că e o chestie trecătoare a lui, nu, că mai avusese scăpări. Păi nu mai credeai că e scăpări, gen... dar era râmă, n-auzise târâcă râmă. Se rostogolea, făcea... Iartă-mă. Da, păi și bun, să presupunem că n-ar fi plecat. Ar fi rămas, n-ar fi sustras, ar fi așa? Fost... Ar fi fost soarele familiei, până când? Pentru că
L-ai fi ținut, adică l-ai fi tot așa infinit, dacă el venea da, o dată la doi ani, mică chestie deja, pe an, nu, o mică chestie pe an, nu, o amantă pe an. Nu, și zicea, iartă-mă, o arunc. Nu, știi ce s-a întâmplat când m-am trezit? Nu cântă la pian. Da, când m-am trezit, știi, ai văzut Albă ca zăpada? Și ai văzut când sare mărul din gât că se trezește. Da. Ce se întâmplă? Da, și așa m-am trezit. Aolea, unde sunt banii? Unde sunt? Aolea, stai mă puțin. Asta cu banii mi se pare cea mai gravă. Urâtă, cea mai urâtă. Adică Dar de ce am hotărât să vorbesc despre asta? Nu banii, nu, nu. Ce nu banii, da, copiii, băi, nu. Bravo, orice, copii. Lasă-mă banii, da. Ăștia se plevin. Da, adică, dacă iei bani, stai puțin, dacă îmi sustragi de acolo din bănuți, astea sunt, iei și de la copii? Ba da, iei de la adică, copiii tăi. Eu când am zis de bani, banii acopereau și... Poate zică că las, că îi țin eu, că îi dau la copii. Că îi țin eu și dau la copii cum vreau eu. Nu mai, nu-i mai ai, că iei amantelor, adică amantele ți iau banii, că tu ești la comandă, tu ești cu telecomanda, știi? Dar asta, adică totul până la copii, că așa o relație, dacă nu ai, n-ai copii, nu-i nimic. Normal, dar tu știi de ce am hotărât. Ai văzut că ani de zile am tăcut. Am stat de vorbă cu avocații, am descoperit tot. Și am zis, ok, din momentul ăsta, ai două opțiuni. Aduci înapoi ce ai furat, dacă vrei partea ta să o lași golâncilor, nu mă interesează. Las-o golâncilor, că ălea oricum, când nu mai ai bani, te-au dat afară. Deci, oricum mi-avea și el o pană, nu e ca și cum el nu câștiga. Câștiga nu, bani și câștiga bani serioși. Adică, jumătate. Bă, dacă tu nu vrei să aduci tot ce ai furat înapoi, ține-ți partea ta, fratele meu. Dă-mi frumos că este munca mea și a ta pentru copiii noștri, că avem patru. Adică nu e ca și cum ai unul și... Nu, patru. Nu merg pe toți cu adică... Păi, cum? Copilul meu, băiatul meu. Dar ca să ajungi și să întorci băiatul cel mare pe care a crescut lângă mine, l-am divinizat și îl divinizez, să ajungi tu să-l distrugi și pe el și să-l iei în lumea asta ta mizeră, mi se pare jenant. Cum l-a luat în... acum l-a luat la el? Nu la el, cumva îl ține așa, să fie lângă el. L-a luat cumva acoperire, pentru că știi când e asociat, știi o cum, poveste cu, da, e asociat într-o firmă. Da, cu... l-a băgat într-o firmă cu amanta, okay. Urât, adică da. Domne, jenant. Cumva, eu am auzit un interviu cu el și asta mi s-a părut foarte jenant, că copilul a fost pus în situația, da. L-a sunat tot de la o televiziune. Da. Urât, și el era foarte cu bun simț, dar era pus să explice de ce el de asociat ce? Cu într-o firmă. Când tu stai cu maica ta în casă, tatu se întoarce, adică erau cei doi asociați. Din 2019, urât, adică nu. Dar astea sunt mitocăniile pe care el le-a făcut. Da, el cum se raportează acum la copii? Nu sună? Are nicio legătură, nu. Nu-i sună. Nu, de frica mea când mai spun eu, că eu atunci am, de asta sens, eu am zis așa, deci nu mi-aduci ce ai furat, nu. Bun, deci văd că dai interviuri, faci ședințe foto, amanta a început să vorbească prin presă că a terminat Cambridge, adică, păi, chiar suntem nebuni, adică penibilul să meargă. Ce a terminat? Cambridge. Poate că da. A terminat de la primul până la ultimul curs. Păi toți de la Cambridge i-a terminat. A terminat Cambridge. Nu, dar lăsăm la o parte asta cu Cambridge, că eu nu încurajăm studiile pentru toată lumea. Ideea este următoarea. Explicați-mi un pic. Deci el nu... În afară de cum face lucrurile astea, nu sună copii? Păi ba da, îi sună de gura mea de frică într-un an, vreo 10 asta, minute. Că vreau să stabilesc asta. Într-un an, 10 minute. Încurajez să mai aibă o relație cu copiii lui sau eu ești așa? Eu încurajez, dar în limita bunului simț. Adică ce educație poți să dai tu copilului tău când toată România te râde? Și copilul meu vine plângând acasă și îmi spune, mama, am fost la fotbal și toată lumea cea fi rar tactul ăla prost al dracu și... Păi normal, copilul meu aici, plânge. Aici copiii aici pe urmă. Aici copilului tai că tu-i tai, că tu ăla e gura lui ăla care ți-a zis. Ia zi, bă, și dacă este și ultimul toți facem om greșeli, de pe da, pământ, exact, e tatăl tău și a dat viață. Dar vezi tu când ajungi la nivelul să nu vii acasă de Crăciun la copilul tău, să-l iei în brațe, să-i strângi pe toți și să faci la bradul copilului tău poză de Crăciun și să te mândrești. Și te duci și să bei cu amanta gravidă pe la șampanii, pe la pomul de iarnă și să râdă toți fotografii de tine. Să-ți mai pună și filmulețe din alea pe care cu siguranță nu le-a aprobat, că n-ai cum, trebuie să fii dement să aprobe așa ceva. Unde stăteau amândoi, eu cum stau cu mâinile, stai așa și hai mă, băi, dementule, bă, tâmpitule, adică, băi, penibilule, la modul ăsta, băi, penibilule, du-te, bă. Dar cine îl impresarează acum? Cred că Amanda.
Tu ești acum ironică și faci băi mișto, dar păi, pe bune cineva trebuie să... Păi, da, are un manager, nu are că manager. Înseamnă că e foarte capabil. Da, dar nu, poate nu pe direcția asta, poate a făcut... E posibil să n-ai manager, poate ești tehnic bazat, adică nu... Poate s-a avut o manageria. Da, n-ai. Ar trebui să... Poate ar trebui să zică, bă, că am avut-o pe Ana Maria Prodan, nu trebuie manager mare, acum măcar să-mi spună, vezi așa, vezi, pozează așa, declarațiile să mi le scrie, să mi le... să apar și eu. Bă, eu recunosc, eu i-am spus, bă, firar mă, ta dracu. Aia eu o spun direct, zis, bă, să ajungi ultima scursură, să ajungi în situația asta, să se uite copilul tău și să vină de la școală să spună, mama, de azi înainte fac școală online, nu mă mai duc la școală. Păi de ce, mamă? Păi râd toată... Asta micu. Da. Păi ce, păi râd de toată lumea de mine. Păi ce, toată lumea o cunoaște pe aia. Ce, și tata o ia de nevastă și mai rămâne și gravidă și îmi spune că nu mă duc, nu mă ia la el că i-aduc COVID. Păi bă... Păi te ia lumea cu pietre pe stradă, bă, nebunule. Stai, era copilul tău bolnav de COVID? Nu! Bebe, eu i-am spus, bă, eu plec din țară. Deci nu mai ai treabă cu mine, că-s nebună, că... Nu mai... Am plecat. Îți trimit la Craiova cu șoferul copilului. E copilul tău, bă, nu te-ai despărțit 12 ani. Foarte frumos. Nu, e mișto, mi se pare ok să încurajez în continuare această relație a lor. Da, trimiteți pe doamna de la Cambridge acasă două zile... Vine copilul, duci și tu la un meci de-al tău, stai și tu cu el. Frumos. Da, da, e frumos. Cu acolo, da. Bravo. Nu. Păi nu, că iubita e însărcinată și bebe aduce COVID. Ha? Păi nu, nu, nu. Tu trebuie să găsești o formulă să-ți vezi copilul. Chit că, ai, mă, chit că o trimis mai multe zile de acasă decât două, faci și PCR, bă, adică faci după ce pleacă copilul. Îl ții bă, pe copil două, trei, cinci zile, faci PCR și îl vezi pe... Băi, și ce mi-ai zis, bebe? Da, stai, mă, mama, dar omul era antrenorul, omul se vedea cu 20 de fotbaliști zilnic, adică... A, ai înțeles, ai unul era într-o bravo, din aia de... El se vedea cu 200 de oameni, 201 era prea mult. El se vedea pe mulțime. Și tocmai fisul i-aducea COVID să dea doamnei Cambridge. Vezi că m-a dat și în judecată că i-am zis gură de aur. Și că a luat premiul Gură de Aur. Păi ce am zis eu? Au zis oameni din urmă. Da. Eu nu știu. Nu știu asta, n-am auzit această chestie. Nicio. Dar Cambridge mi se pare că sună bine. Mi se pare că Cambridge sună bine și e onorant. Absolut. Asta am spus și eu tuturor. Bă, spuneți-i că vă dă reghe, că am fost judecată pe Toși Caciuc. Spuneți-i frumos, doamna Cambridge. Am terminat cu Gură de Aur. Da. Și mie mi se pare că Cambridge chiar sună ok bine. Dacă aș fi făcut studiile acolo... Da. Știi că sunt, știi că ăștia care poartă, au colegiile astea, poartă și da, la hanorace, da, că chiar sunt mândri brandit, de, da, da, absolut. De asta lor. Foarte tare. Da. Mă bucur foarte. Păi și deci, reghe cam pe mândru. Dar spune-mi, te rog, deci pe el nu-l impresariază nimeni, dar tu dacă l-ai mai putea impresaria, da, dacă vă, adică poate vă păcați, poate... Poate e bine pentru cariera lui. Uite, mie mi-e dragă și Craiova mi-e dragă, pentru că ți-am zis că e mic acolo. Adică eu aș vrea să meargă bine. Și Craiova în sine tu și dai seama el... că noi îl cunoaștem pe Michi de foarte mulți ani, corect? Foarte mulți ani. Deci tu gândești că eu știu de când nu era. Eu de foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Na, eu nu de atât deci de tu mulți. Te gândești că eu mai am așa, odată mai sun, îți dai seama, mai enervez. Mai apuc, alo? Da. Dar tu gândește-te cam ce e în sufletul omului ăla când își vede echipa cumva băgată în mizeria asta, că e antrenorul Craiovei, nu? Bă, eu nu știu dacă, că Michi e un băiat care vede totul pe marketing, pe așa, mi se pare că e mai mișto, adică e un pic de marketing mai mult pentru echipă, se vumă da, dacă tricouri. Ai rezultate. Dacă știi, da, 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 bravo. Dar dacă că merge, dacă știu dacă merge etape sol, și da, mai, vezi, știi ce e, aici e dreptate. Toată lumea se zică, bă, avea dreptate. Știi cum era la Lakers pe vremea de glorie, știi, când era Shaq și Kobe, erau toate poveștile, dacă câștigau trei campionate, adică n-aveai cum. Bă, trebuie să fii șmecher, dar trebuie să fii Kobe Bryant ca să poți să faci așa ceva. Dacă de tine a rămas doar numele, că acum noi trăim din, nu? Cam așa se întâmplă, dacă vorbim la rece. Trăim din amintiri. Reghe Camp, dacă nu-l chema Reghe Camp, era dat afară de Rotaru de mult. De mult! Nu știu, dacă el e destul de... Ia vezi, mic, la cât de... timp a dat afară antrenorii? Păi s-a pomenit 7 etape fără victorie? Ia. Nu, dar el nu e, totuși, stai să înțelegem, Michi Rotaru nu e Gigi Becali, adică în sensul care dă șansa antrenorilor să facă niște lucruri de arcă, putare. Când vine vorba de bani și bani, păi nu, o glumă, păi bani, că nu bani, se nu, nu. Și el, să știi că el mai mult e suflet, adică el nici măcar nu e totul despre bani, la Michi, nu e așa, e, adică ai, el e cu sufletul la echipă. Tu gândește-te, când ai salarii de 3 milioane pe lună, da, și când mai plătești și taxe la banii aia și când vezi că nici nu te duci în cap și nu mai prinzi nici play-off-ul, păi ce facem, prietene? Te duci învârtindu-te cu toate clauzele pe care le-ai în contract. Dar Mihai este un tip într-adevăr sufletit și clauzele alea le-ai negociat tu, bănuiesc. Nu, el a mai învățat un an de la mine, că a stat lângă mine totuși. Nu. Are un contract bun? Adică crezi că, nu știu, te-ai uitat peste el? Cel mai mic contract din Liga 1 a ține bunit. Păi când vreodată îi făceam, păi i-a spus Mihai pe față. Eu vreodată, dacă era bărbatul meu, lăsam să vină pe 15.000 la Craiova. Doamne mai, că niciodată. Niciodată. De asta spun că între noi este o... El n-a mai putut.
Eu cred că el a obosit și atât de tare s-a concentrat să fie bun, știi, să fie matrița bărbatului perfect, și cred că a realizat că el de fapt nu poate. Și el se simte bine în lumea asta. El, lui place în lumea asta de oameni fără nicio educație, oameni care se uită, oa, reghe. Păi da, prietene, da, oa, reghe, rămâi și tu, oa, nu mai ai ce să mănânc. Cam așa e, știi? Pentru că, repet, acum dacă mă înfoi, da, când facem partajul, prietenaș, ia du frumos, că acum mergi cu Rolls. Are Rolls? Păi da. Păi, l-am învățat și eu ceva pe reghe. Adică tare, mă rog, mie îmi place Rolls-ul, nu am avut niciodată, da. Dar... Nu? Wow. Păi, reghe ca a fost G-Class, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley Continental, V-Class, M-Class, C-Class, toate clasurile. A? Păi îți dai seama când se uitau prostituatele la reghe Camp, îl vedeau pușculiță. Așa era cu Retlic în București, pușculița de aur. Păi stai mă, prietene, că viața nu este despre asta. Viața nu este despre asta, cât fuți? Pe bune, te duci, du-te bă la Amsterdam, că-ți permiți. Du-te, plătești una, îți faci nebunile, dacă ești psihopat și dacă ești, nu știu, frustrat, ți le faci acolo. Te bate una, te biciuiește, nu știu, și adică faci orice vrei tu, dar nu te știe vântul pământul, decât tu. Dar n-au Cambridge-ul la Amsterdam. Acolo n-au Cambridge-ul. N-au. Multe au terminat ASEU. Ăsta e un fetiș greu de atins, adică chiar dacă îți dorești o fată cu Cambridge, e tare. Da, hai să nu mai facem mișto, săraca fată, da. poate chiar a făcut Cambridge-ul, uh-huh. Și cine știe. Dacă a făcut Cambridge. Da, trebuie să o chemați aici, mă, că știi ce o să vă dacă spun? Dar eu știi, eu sunt stupefiat. Bă, când îți trimiți unui bărbat mesaj, băi, dacă nu prezinți actele de divorț, nu te mai sug, te sug doar când îmi citești divorțul și te sug în genunchi, bă, mâncați aș vrea să fie aia mama copilului. Da, de unde știi? Păi mi-a trimis domnul Reghe, când a fost scandalul mare, a jurat-o, a făcut-o în toate felurile, mi-a trimis mesajele, mami iartă-mă, ia tati, aoleu, ce avem aici? Păi cine o recomandă pe doamna? Subtul? Păi nasol. Păi cum ai cazul prietenul meu așa? Aha. Deci el, adică mesajul ăsta l-ai văzut și e de la el, adică nu te-ai, nu știu, n-ai făcut tu unde mergi, ți-a povestit ție cineva? Nu, eu le-am pe toate, mi l-a trimis. Ți l-a trimis el la un moment dat? Forward! Ia și eu! Bă, nu știu, dar ești fiert, orice bărbat, e o nebunie. Dar te întreb, bă, ți-ai lăsat copilul pe drumuri, familia pentru un subt? Niciodată. Păi, bravo, niciodată, amin. Deci, o spun acum, uitându-mă în cameră, sunt atât de îndrăgostit de copiii mei și am doi, pentru că iubita mea a avut o căsnicie în care era un băiat, deci am doi acasă, atât de îndrăgostit de ei, încât femeile nu se pot bate cu dragostea mea pentru ai ei. Văzut? Nu pentru nevasta, o iubești pe ea, dar da. Bă, eu iubesc atât de mult pe ei încât e grea bătălia. Adică dacă e grea, rău, nu există, mă, că nici nu există. Nu înțelegi. Păi adică tu la 48 de ani, eu la, tu la 47, eu la 49, eu îi spuneam, tati, mamă, abia aștept să avem nepoți, să creștem. Cumpăram hăinuțe pentru nepoți, că eu așa, știi, eu cumpăr rochițe, că vreau prima să fie nepoțică, știi, să o îmbrac eu, să o duc, să o plimb. Abia aștept păi să ce avem... ai vrut băiat acum? Da, fata. Înțelegi? Și aveam chestia asta, să mergem împreună bătrân de mână, să ne ducem nepoți în vacanțe, să lăsăm copiii să-și trăiască, știi cum e, tinerețea, ne ocupăm noi. Poți tu să decazi în așa hal, să nu mai poți să intri pe o terasă, într-un restaurant, să vină toată lumea, tot ce înseamnă patron de restaurante, prieteni de-ai tăi, patron de hotel, să spună, Reghe, vezi mă că ai luat calul invers, vezi că nu e ceea ce trebuie. Și tu să le spui tuturor, v-am bărligat Ana Maria, ca să spuneți de iubita mea. Păi tu îți dai seama. Păi cât de tu? Păi înseamnă că nevastă ta Ana Maria, înseamnă că este ceva fabulos de poate să dirigeze o țară întreagă. Corect? Corect. Adică, cum ai intri tu? Cum intri tu într-un restaurant unde când intrai cu mine se făcea liniște? Mă, când intram la braserii, se făcea liniște. Acum, când intră toată lumea și de coadă. Tu zici ce jenant? Da. Dar spune-mi, te rog, un lucru, sunt curios. Impresionezi pe cineva de la Craiova? Adică sunt curios dacă el, efectiv, în echipa lui... Sunt și oameni da, pe care îi presărești tu. Da, dar asta nu este că jucătorii râd de el acum. Păi nu eram curios că... dacă, nu știu dacă el îi tratează mai bine, mai rău pe aia, nu prinde echipa, nu știu, adică, eram curios dacă se întâmplă lucruri de genul ăsta, că tu ai peste tot, în toate echipele. Tu îți dai seama că dacă se ajunge aici, e jale. El știe că o luptă cu mine este, n-are cum, el știe, l-ați văzut că vorbește ceva?
Nici măcar n-are curajul să, într-adevăr, să iasă, să spună, domnule, eu am greșit, eu așa aș fi făcut. Băi, eu dacă greșeam la genul ăsta, ieșeam și spuneam, băi, știți ceva, bă, sunt tot tâmpită, se întâmplă, am greșit, că cel mai frumos lucru pe pământul ăsta este să înveți să-și ceri scuze. Și să înveți să, nu știu, să spui, bă, îmi pare rău. Eu cred că atunci, probabil de asta l-am și iertat foarte mulți ani, că am avut impresia că am învățat chestia asta, știi? Băi, tu ești îngerul vieții mele, dacă nu erai tu, nu existam, dacă nu erai tu acolo în momentul când eu deja o luasem pe arătură, tu m-ai adus, bine mă, ok, ok, hai, dar termin și tu odată, adică cât mai stăm așa? Ce facem? Stau să te alerg prin oraș, ai nebunii? Păi eu sunt Ana Maria Prodan, tu ești nebun. Da. Adică... Și ești pentru el soția, mama copiilor și mai departe, nu neapărat că erai și tu sine. Asta spun. Da? Da. Deci zici că are, ai jucător, are și care jucători, asta da. Sunt curios. Sunt jucători la Craiova care sunt impresionați de tine da. Și pe care el îi pune la joacă. Hai să spun ceva, uite, pe ei să înceapă să îi. Nu, a început să coboare. Se răzbune pe finii mei care lucrează în același domeniu, sunt manageri. Ah, okay. Dacă nu-mi spui, nu știu ce, de Ana Maria, de unde a aflat Ana Maria că, nu știu, Camara se iubea o noapte cu iubita mea, să mă ia, băi, nașule. Păi bine, îți propun niște jucători, n-am treabă mai eu cu chestiile astea. Să ajungi să te să ameninți oamenii, să te înregistreze femeile când ameninți, să te înregistreze bărbații, trebuie să fii demen. Trebuie. Înseamnă că i-ai luat-o pe o altă cale care nu e tocmai ok, nu e ceea ce trebuie. Da. Na. Aia că a venit momentul să vă spun, în 2018, 6 decembrie, am crescut-o pe Ana Maria Prodan și atunci am luat WhatsApp-ul, mi-a trimis poza noi. Pe care am făcut-o noi împreună acolo la, uite, ne? A, la Iazan, la Iazan, exact, la Iazan. La evenimentul Iazan, mm-hmm. De la Marriott, că acolo ne-am cunoscut. Ia, eram drăguță, aia să văd. Ia. Foarte drăguță. Da. Da. Foarte drăguț. Da. O să punem poza, să vedem. Aici mi-a trimis poza așa. Și pe aia primul mesaj al ei către mine a fost în 3 mai 2019, când îmi spune că o să vedeți de ce vă spun de ce mesajul ăsta, pentru că mesajul cumva a revenit acum pe televizoare, l-am văzut. Dragul meu, vreau și eu un tricou cu fraierimă de primă. Pot să-mi faci? Deci la, aici la noi, la T-Shirt Factory, s-a făcut tricoul care a devenit celebru acum mai curând, pentru că el da, poartă pe tot felul de... Da, dacă tu aveai altfel, eu aveam cu urâtele, mă de primă, urâțime de primă și proștii. Și proștii, am normal. Zis, mâie, făm unul altfel. Auzi, poți scrie, alb, tricoul scris negru. I-am spus, eu am doar cu proștii, îi spun eu Anei. Mai urât să-i faci fraier, zice Ana. Și zic, bine, atunci fraierii o să fie o ediție limitată pentru tine, da. Îți fac nu știu ce cutare. Îl are și părșează, da. Acum vei primi altceva de la noi. Ia. De la mijloc, pentru că ai fost la mijloc, doar o amintire. Să ai un anoracul la mijloc. Deci aici, să știe toată lumea, la T-Shirt Factory s-a făcut și fraierimă de primă, tricou pe care el a purtat... Ani de zile, dar a apărut acum. Și acum se face, se reeditează această colecție cu semnătura ei. Clar, refacem fraierimă de primă. La mijloc. Da, să nu uiți că ai fost la mijloc. Lucru pentru care noi îți mulțumim foarte mult. Foarte mișto la voi. Foarte mișto, nu? Te-ai simțit bine? Ai zis super. Că te simți bine cu bărbații. Da, am avut acest avantaj de la început. Eram într-o gașcă de băieți strong. Îmi pare rău că n-am apucat să le vorbim pe toate, dar noi suntem un podcast de lungă durată. Plec direct la aeroport. Eu prefer așa, da. Eu am și îmi cer scuze că a trebuit să întrerup asta doar pentru că Ana pleacă de aici direct la aeroport. Da. Știam asta dinainte. N-am vrut să mă întind foarte mult, de-aia eu întrerup asta, dar pentru tine o fac, pentru că țin la tine și vreau să prind avionul. De aici direct la Dubai, nu? Da. Bine. Vă promit că facem partea a doua pentru că simțim că n-am discutat tot ce puteam discuta cu Ana și puteți să veniți și voi cu întrebări. Lăsați aici ce întrebări vreți să-i punem Anei data viitoare și mai facem așa câte unul pe sezon. Da. Mulțumim mult, Ana. Vă iubesc. Să rămână.